Bă, băieți, suntem live, ce să zic. Nu știu cum am ajuns eu să fiu în mașina asta, dar aparent eu sunt. 10-1. O să-i parchez mașina, că nu e a mea lui șef. O să-i dat, salut. Eu am primit un ban pe joc și... Salut, colegul. Salut, mâna. Șeful pune. Salut, salut. Șeful... nu știu. Iar a fugit. La o vamă, undeva. Hai, bă, să-i întâlnim și noi. Mamă, ce de băieți mișto aici, au început să intre băieți, salut băieți! 10-7. 10-1, colegii, este nevoie și de mine pe undeva? Haideți la vama. La vama mare, dacă puteți. La vama mare, high speed, da. Puserea high speed, cea mai bună idee, bro. Perfect. Haideți cu mine, da. Pot să vin cu tine dacă mă lași pe mine să conduc. Da, da, mă las. O luăm pe asta ta? Da. Dar fii atent, nu, hai... asta e mai rapidă decât Audi? Da, e mai rapidă. Autobuzele nu se controlează. Autobuzele nu se controlează. Ah, ok. Nu știam, de-abia azi am intrat. Ce mai faceți? Ce să facem bine, dumneavoastră? Nu uitați bine pe aici, prin oraș. A crescut în grad, da băiți, o să vedeți pe episod, dar n-am apucat să... Cum intru și eu pe serverul tău? Ce mai face Denis? Ce să facă? Se joacă, băi, și el. Da? De ce patru? Cum ți se pare în poliție? Doamne! Când ai intrat în poliție? Astăzi am intrat și eu. Uite, vezi că vă trece unul ilegal. Mamă, că sunt aici. Muzica de rămă gardul. Dacă nu e nimeni pe plajă. Vine la mine, mă, Mădălin. Care poți să... Colegul, fă și mie loc, te rog, ca să trec. Bine, colega. Eu? Nu, colegul cu... 6x6 asta. Salut, salutare! 10-1, bicicletă liberă. Băi, mă poziționez aici. Avem din ăsta de... Ce grade s-a ajuns, domnul bebe? Nu știu. Îți se băgă domnul bebe, care e un Bugatti. Nu-i așa, domnul bebe? Nu sunt cu Bugatti pentru că era al șefului și l-am lăsat la garaj. Era al șefului. Poți să folosești pistol? Da, acum am voie la pistol, direct gadget, ești nebun. Iertați-mă și pe mine că am și o prăjiturică aici cu niște înghețat. Colegu. Da, colegu. Știi ce zic? Eu zic să mergem puțin mai încolo dacă suntem pe high speed. Mergeți că noi stăm aici. Acum duc eu. Salut, colegul. Salut, colegul. Salut, bă, știu că eu mănânc, mă. Bine. Poftă bună. Ce? Treabă ăla despre semințe. Mersi frumos. Gigi ce face? Bă, Gigi la job, mă. El n-a promovat. Dar cred că s-ar putea să promoveze și el săptămâna asta. Nu prea cred că are pe unde să treacă cineva pe aici pe la vamă. Ce pere. Da. Băi, ți-am gadget-ul la mine. Astea sunt... Am prea se văd. Poate mai trece un din ăla cu un M8. Din ăla. Șmecher.
Am făcut tasuica. Ia uitați-l pe Gigi Pasta, e acolo la mine, are 13 luni de când e susținător de elită, băieți. Dar unde era, mă, noi aici sus trebuie să fie ăsta? Ce scrie, mă, ăla? Gigi Pasta. Mă, salut și pe mine, salut Ștefan, bine, bine. Ce ești mai posedat? Am văzut că ai fost mântuit prin meci. Iau și un pic de apă. Mese, cafeaua și după aia suntem liberi. Ce mod de grafic ai? E în descriere, Danonino. Găsești la mine în descriere modul de grafică. L-am public acolo în descriere. Mută-mă și pe mine, te rog, unde sunt? Mătăluță și pe... Mătăluță și pe nimeni, te rog. Ce înseamnă asta? Mătăluță și pe nimeni. Am crezut că pleacă. Zici un trevis, dacă ești pe aici. Cafeluță, băiți. Trevis. Cum ți se pare cafeaua asta? Cam tare? De ce poate spune? Deci 20. Mai scazi bobițe de mine. Showroom, să zică mașina, așa cum vine. Chiar e tare, că ce am simțit acum? Ai, are un gust așa de... de ars. Nu, nu mă duc la mama mică. Acum ce vrei la atâția bani? Am luat-o doar ca să pot să-mi vină transportul ăla gratuit. Ori mai pleca din colegi de aici? Pleca tu zi la vama. Mai dorm la noapte dacă bea cu cafea, oho. Ca un prunc. Actor oboseala, mă. Ia uzi, când ai copil mic, poți să bei 5 cafele. Bă, eu mă plictisesc aici, sincer. Hai și pe la vama mică, să vedem ce e. Mergem patrulă. Pe undeva. Mergem și în topatul ăla, dacă e. Da, mergem. Am magazin aici. Zici unul Travis. Zici unul cine-i la vama mare. Mă uit tu la mașina, te rog. De eu pe... Da, da, am aici. Și bă, nu, sunt și eu. La vama mică? Ce faci, domnule, ți-e rău? Dar vorbește și tu prin coduri. Ei, bandaje. Ia bandaje. Ai făcut prostii, iar de-aia e bandaj. Ia uite, mă, numai mafia că oricum beau aici. Da, da. Aveți grijă, da? Și mi-l fure. Da, da. Da, mă, că noi suntem paznici. Da, exact. Vedeți un Audi după așa de blare vișinii s-a luat și a fost la vama și m-a întors după și a plecat cu 120 de km și a fost viteză foarte mare. Care-i Mustang-ul cu neoane verzi? Eu încă te-am spus, i-am spus să le schimbe, le-am spus. O, ce fă, mă, de nu mergeți? Madeline, unde ești, unde ești englezul? Deci... Mă, eu de-aia nu pot să sun, mă, am ăsta pe... Mai am ăsta pe modul avion, mă? Să vezi ce, cu ce venim eu cu Madeline. Da, mă, am ăsta pe modul avion. Și de ce nu pot să sun la... mecanici? Și polițist, ai foarte multe lucruri de făcut în orașul ăsta.
Da. Să trăiți, domnul mecanic. Auziți? Paul, spuneți, vă rog. Domnul mecanic, luați și dumneavoastră de la poliție. Mi-a închis, mă. Nu știu. Deci obțineți un Lamborghini de culoare neagră de la vamă. Domnul mecanic. Mă scuzați, domnul, că v-am închis. M-am speriat din vocea dumneavoastră. Aoleu, domn, dar după voce așa, sunteți cumva un bulan? Corect. Domnul, nu știu dacă la dumneavoastră acolo, la departament, mai primiți ceva dacă ridicați mașini de prin oraș. Vă mai ocupați cu asta? Nu mai eu cumblă cu asta, dar nu știu, dacă că eu n-am ridicat mașini, că n-am ajuns la stadiul ăla. Sunt foarte multe mașini, dacă puteți să dați pe stație colegilor, nu știu, aici la Peco în Paleto. Sunt foarte multe mașini părăsite, răsturnate, abandonate, stricate și dacă ar putea să vină cineva să le curețe. Da, acum o să zic prin stație că sunt los haus și am colegi care sunt paleto. Vă rog, vă rog, mulțumesc frumos, să trăiți un nou urbulan. Mulțumim, la revedere. Sănătate la toată familia. La fel. Geco, te pup, băieți, dați și voi aplauze pe chat pentru Geco, băieți. Aplauze, vă rog frumos, pe chat. Care traban, mă? Acolo, uitați. Păi, traban, mă, la golf 1 sau golf 2. Te pup, Geco, mersi frumos. Roland, salut, Rolică, ce zici, tati? La seara. La seara. Uite, mă, că dau băieții aplauze pe cea te uită pe Severic. Ia uite cum dau aplauze. Bravo, mă, băieți, mă simt și eu ca în vremurile alea, bă. La mașina în spate n-am. Unde s-a dat beca-ul ăsta, mă? Păi se pune automat pe GPS. Da, acolo. Da, eu nu văd GPS-ul, că... Dacă doriți, vă zic eu unde să mergem. Zici ce poate, Jim? Spune. Cel cu bicicleta, oprește pe dreapta. Biciclistule! Trage pe dreapta! Tu te după el, colegul. 10-1, vine un Mercedes înspre Vama Mare, vă rog să-l luați pentru că a intrat mai înainte cu viteză maximă înspre mine. Dați-vă, bă, frate, bă. Poliția, poliția! Dacă suspectul nu s-a apropiat de Vama Mare... L-ai găsit sau ceva? Nu, că s-a băgat în zona din asta mai... Domne, tu nu te uiți pe unde mergi? Domne, eu nu mă uit pe unde merg. Păi tu, ca mecanic, așa îți faci treaba, ții o bandă ocupată să repar tot motorul, o iei frumos și o împingi pe margine și o repari acolo, nu ții strada blocată. Îți dau și eu amendă acum. Bine, maestru. Eram într-o urmărire. Eliberați zona. Eram grăbit și aia îmi pare rău că s-a întâmplat, dar putem să evităm aceste situații. Noi să fim mai atenți și dumneavoastră când reparați mașini să încercați să le îndepărtați de pe carosabil. Nu merge să îndepărtăm. E blocat acolo. Explică-mi și tu cum iau curva cu el. Trebuie să te lași într-o parte, așa. Nu merge el. Stați-mă să încerc să văd. La mine nu merge, numai domn mecanic nu, merge. Nu merge domnul bebe să-l dați într-o parte sau în alta. O împinge cu mașina, se găsesc soluții. Mai cum cu mecanicii. Domnul, e un decedat aici, chemați ambulanța, vă rog, unde chemați e decedat? Ambulanța în bancă. Aoleu! Marcel, nu te teme!
Ce că Marcel nu te teme. Aolo, ce s-a întâmplat aici, domnilor? M-am spamat. Are probleme medicale. E aolo, domnule, cum vorbiți mor? Fără zero. Asta e ideea. Las că să nu mai vorbească mor. Ai filmare? Dacă abia ce am intrat pe server, nu s-am filmat. Domnul, îmi pare rău, dar nu pot să-ți dau. Lăsați-l că-l ajutăm noi, domnul. Vă ocupați dumneavoastră? Da, pe cum să nu, da, pe doctor. Dar aveți toată gașca după dumneavoastră? Aveți toată gașca după dumneavoastră? Păi dă drumul de aici, că te arde rău de tot. Dă drumul de aici, n-auzi? Dacă zic că rezolvăm... Nu, nu, de ce urgență aveți? Să trăiți, domnul doctor. Avem și noi aici în paletul la bancă. Avem un om care este rănit. Dacă ați putea să veniți în cel mai scurt timp posibil, de la Poliția Română vă deranjează. Bebe Moise. Vine acum. Vă aștept să trăiți. Nu mi s-a părut că e Andrei ăla. Nu mi s-a părut că ăsta, doctorul, e Andrei, mă. Zău! Da, îți curioși și eu dacă vine el. Sprizi, salut! Tu ești. Doamna, asta trebuie să ne pierdă toți banii la aparate. Să trăiți, domnul, să trăiți. Aveți grijă cu bicicletele alea. Ce biciclete? Nu ești cu biciclete, am bolid, frate. S-a venit și mașini frumoase. De ce nu mai e făcut episod? De ce nu mai e pop a făcut episod? La ce te referi? Domnul Bebe a avansat. Da, băieți, am avansat. Să vedeți episodul, că o să fie mișto. Avem niște episoade săptămâna asta, blan. Care mă sună, mă? Ne sună poliția, hămâna. Alo? Auziți? Bă, îmi suna telefonul și eu vorbeam la telefon, n-am înțeles ce era. Bă, tu ia rămână pe loc, rămâi pe loc ăsta cu mască, rămâi aici. Eu? Tu, da. Trage-te puțin cu spatele să te verific. Aoleu. Mamă, de aici, domnul. Are mască, are mască. Aoleu. 10-20. Da, domnul, mi-a dat jos. Mamă, frate, dacă nu mă rupe. 10-4. Domnul poliță, aș vrea și eu să intru în poliție. Domnul, la secție, nu aici, se pare că stau aici, la secție. N-am nimic la mine. Liniște, te rog frumos. Are ceva colegul? Da, domnul, ăsta e nouă, elibera zona, domnul. Nu mai vine ambulanță. 10-1. Bebe Moise, avem și noi... nevoie de un 10-16 la banca din Paleto. 10-4, mă terorizează. Nu cu Mustang. Cine a plecat cu Mustangul? Cu A4. Cu A4, deci dacă mi-a spus acum pe Moise că te-a văzut cu Mustangul, nu mai ești pulci. Dacă te vede acum, dacă după pe Moise l-ați văzut cu Mustangul, încă, să nu. E un A4 aici la noi. Așa, dacă vedeți un Mustang, mi-a spus. Bună ziua. Domnul, vreau și eu, domnul cadet, vreau să-l iei tu pe acest domn și să-l duci la secție, te rog. Ok, ce domnul? O să-l ții acolo până vin eu, îl duci într-o celulă și îl ții acolo, te rog. Ok. Și o să vin imediat. Domnul, ca să știi că s-ar putea, poate se întâmplă ceva și n-aud, domnul a înjurat poliția... Făcea mișto pe aici. N-am înjurat, domnul. Toți gratele mari, vă rog frumos. Mordu! Prezentați-vă la secție Avenger. Ce înseamnă gratele mari? Domnul englez. De la ce... Mai ai mafia corupă. Da, băieți, am și mafia corupă, dar sunt și polițist. Sunt în paralel cum ar veni. Să trăiți, domnul englez. Vedeți că mă duc să-mi iau o armă și imediat. Alex, vină după mine. Am și mafia curcubeu, sunt și în poliție și l-am și pe ăsta mic. A, uitați ce freză frumoasă are, mâncăia și gurița lui de bebeluș. Ăsta e băiatul meu, cel mai șmecher, cel mai zmeu. E băiatul meu drăguț. Cel mai șmecher, bubuluș. Am și nevoie de un smur de aici la banca din Paleta. Urgent, hai. Bună, unde e șeful, ca să știu? Haideți. N-am mai venit, mă, medicul ăla, mă. Unde e șeful englez? Acum a intrat în poliție. Omer tot înainte, dar nu știe să știi. Cine-i subinspectora? Vino-că.
Inspector, haideți să urcați aici. Hai că mă duc până la mare. 10:33, vă rog frumos, momentan. Avem jaf, gradele mari. Rămâne pe sus asta, dar... Vedeți că trag cum vreau să vă dacă am glanțe. Mă mir. Haideți, domnul. În bancă, domnul. Alex, te așteptăm aici. I-ai pus cătușele. Domnul doctor. Da, domnul. Spuneți. În bancă, în bancă este domnul. Ah, perfect. I-a spus cătușele? Acum cred că și arme. Domnul dinăuntru n-a făcut nimic, nu trebuie să fie în cătușa domnul de aici. Cum să domnul a fost găsit aici și am fost chemat și am zis că să-l să intervenim să-l ajutăm. Și grea deci în poliție nu prea știu. Eu acum am ieșit de pe server. Medice mai greu. Bă, eu voiam să facem un live împreună ceva, dacă nu... Na, nu poți? Facem altă dată. Șumi, te pup, salut! Nimeni nu mă ajută, frate, îmi pui vechi, așa nu fac nimic. Unde ești? Ce plânge ăsta, săracu, bă? L-am pierdut. Pui vechi, până vii, până... Stă-ți bine, domnul. Stă-ți ce cu minte stă, bă. Stă-ți ce cu minte stă, bă. Stă-ți ce cu minte stă, mă. Unde ești? Alo? Stă, bă, ia... Bulătin, dacă poate să-mi ești mici, mega sal. Stai, poate ia plouă, poate știi. Domnule, mă auziți? Haideți în termală, luați-vă unul mașină, unul termală. Domnule! Luați-vă o mașină rapidă. Rămâneți unul acolo să urcați cu mine în mașină, ce-am... Alo? Urcați-vă în termală. Probabil e încă pe gândru, domnul, sau ceva. Mamă, dați-mi vă rog un buletin să am și eu pentru dată. Veniți și luați-l pe al meu aici. Poftiți. Mulțumesc. Frumos. Trebuie să noi patrulăm, sau ce facem? Mă duc la șef. El este băiatul meu, cel mai șmecher, cel mai zmeu. Mai am rămas la un băiat frumoșel, toată ziua e bobel. Vedești tu la pământ, Timi. Bun, vin șef. Ia uite, mură, când cu una patru răsturnă cu cine e? Eu, papa, accident. Am înțeles. La cacă, vamă. Deja am plecat de la mătul. Ce-i place să vezi? O să merg la famă. Azi am intrat. Sunul la unul la telefon și din jurul. Bă, nu mă înțeleg. Salut! Bă, am făcut și eu 3 tichete, am făcut să vină un admin, mai de doamne ajută, adică... Trevis, ai ajuns la jaf? Eu sunt la secție, eu sunt la secție. Adică eu aproape ajung. Eu n-am făcut mașină rapid, am blindat. Hai azi. Trevis, recepție. De ce pot? Vedeți că dacă nu mai suntem pe căsuri, murim. Un coleg, suntem mai jos. Nu vă așteptați, nu vă duceți, așteptați. Ajunge deja, ne uităm cu termala. Da, uitați-vă cu termala. Nu știu. Nici măcar nu știu unii jafuri, ca să știi. Așa, hai, pleca, hai. Hai, băi, bun, bun. Vine acum. Ba, e la bancă. Nu la bancă, la pleca, la lângă bancă, zis ei. La magazin, adică. Da, la magazin. Bun, dacă era bancă, mă duceați toți înapoi. Ia-ți urca, Dico, tu. Doi în bancă, doi în magazin și restul nu prea vede moment de teren. Poți să urc? Dați-vă pe stupe, munți pe strețul ăia de mai jos, pe clădirii. Nu vedeam. Aduși ușor. Haideți, intrați. Probabil. Imediat ajung și eu. Bă, nu fiți prăși, intrați. Nu intrați. Mi-e spune de ceva invizibil. What the fuck? Nu. What the fuck? Haideți-mi mă și pe mine. Sau un papi. Dacă se dă... Schereci-l. Dacă se dă pacit din cadeții, avem voie să mergem. Hai, un cadet să mai ia, un cadet să vină de aici, la beca sărbit să mai ia. M-a izbit în aer, m-am izbit. Poftim? Unde-i beca-ul ăsta despre care zice șeful? Am aici pe pod, mai în față. Hai, vină rapid, cu un stand cu ceva. Trevis, mă auzi? Aici pe pod trebuie să fie. De ce patru? Mai în față puțin. 3 persoane care sunt încăteți. Ce facem? Mariana, vamă, pentru 3 persoane. Bă, nu apăsa, mă, că mă ajung jos, bă!
aici jos. Dar ce să scădeți? Deci vedeți ce să vă spune. La fama. Deci cum de aici n-am păsat? Poftim? Ce să vă amintu? Auzi? Apigeți. Uite-te mă, mai uite-te mai jos acolo. Eu mă pun 16 la fama. Uite mai mult. Hai, trebuie la jos. Trebuie tu dacă ai nevoie. Trebuie să-mi permis să iau un Mustang. Că am... peste tot. Ia ce vrei. Urte-le vom. Uite peste tot. La culcat. Oh, e morșă. Mamă, de ce l-a dat? Ai kit la tine? Ok. E picat. Nu mai e în viață, șeful. Nu știu, nu se vede în magazin cu termala. Deci unul trebuie. Uite-te mai bine, unde sunt toți? Pot să-i consumez eu pe 10-33, vă rog frumos. 33. Termala vorbește acum. Doar sunt termala. Doi în spatele, în spatele de tot în magazin. Și restul? Trebuie să sunăm la poliție, doar doi sunt nici în magazin. În spatele de tot? Sunt și eu? Aproximativ, no, las că la vreo 5 metri. Punem ce locație okay. Aici ca să știu să-i zic ajută-mă. 1102. 1102. Hai să intrăm peste ei. Hai să intrăm peste ei. 1102. Da, doar tati, unde sunt? Unde, cum să fac tati eu acum? Că nu răspunde. De ce să fac? De ce nu răspund? Scuze că am răspuns, vreau să fac un pont de masă. Domnul, avem nevoie de urgent de dumneavoastră. Dați-i gaz, dați-i gaz! De unde? Suntem de unde? La podul de duce spre baza militară, la 1022, colegul, sau cât? O secundă. 1102. 1102. Ce din ăsta e pe stradă? Hai să-ți plătă aici. Stradă, bă, că... Am văzut unde sunteți, voi veni cu elicopterul. Avem un elicopter, veniți repede, vă frumos, avem un... Haideți că vin cu elicopterul acum, pe telecopter. Mă, dar ce s-a întâmplat? L-a luat unul din plin. Celălalt cade, du-te, te rog la magazin dacă e nevoie de tine acolo, că nu are rost să stăm 5 aici. Mergeți amândoi, fiare, mergeți amândoi împreună la... Și vedeți dacă au nevoie colegi de voi acolo. Bine, bine. 10-4. Și rămâne aici, să nu pierdem timpul prost. Băi, mai apăsa, băi. Hei! Ce unul e englezul? Englezul este rănit aici, la mine. Hei! Hai, hei, tu, colegul de acolo, băi, meu! Cel mai șmecher, cel mai șmecher. Da. Unul a fugit, da? Cred că unul fuge. Doi, wow, aleu! Mamă, iar am pierdut acțiunea, băi! Am pierdut acțiunea, tati! Mâncă aia și curului! Curului, buculuci! Culuciu meu! Pala-și pe el! Visundie! Avem nevoie de întări la Jaf acum! 47! Care Jaf? Măi, scoate firele, tati! Gata cât! Rapid! Bă, ce supărat, trebuie să ușiu ceva. Ce vrei să mergem noi la Jaf, nu? Avem teaser, frate, cum vrei să mergem la Jaf? Spune și tu, când ești cu capul ăla? Când ești Jaf, aveți voie cu arme. O să vin cu elicopterul ăla, normal, nu ăla de poliție. Unul negru. Să știți că noi nu o să putem să le luăm arme, că deja am plecat și suntem pe autopilot. Asta nu e englezul, ăsta e Travis, mă, ai dreptate, mă. Și ce mergem cu vama, trebuie să m-am pune aici. Ăsta e Travis, mă, nu e. Mă duc să-mi iau și o Mustang și vama. Gata, că l-am ciufulit destul, băi, și el pe mine. Ești magazin, cum începe? Păi, eu pot să abandonez. Asta. Ai voie să abandonez mașina de... Da, bine. Știu, am... Nu. Am greșit eu. Noi doi stăm la vama, alții împinește mătruca, nu se poate să fie. Doi din unul în față ce care dă texturi, unul spate rău de tot. Da, da, știu. Mai complicat la mine aici, că sunt cu mai multe chestii. Sper să ne vadă doctor. Hai, doctor, vezi și tu pe... că ne-au văzut, cred.
3, 10, 99. Ce mod de grafică îl găsești în descriere, Paul. Mai sunt oameni la magazin? Ai avut și elicopter? Bă, asta e de funny moments, bă, deci dacă face cineva un funny moments cu clipul ăsta în care aștept o oră să vină medicul și ajunge medicul și aterizează în diagonală în pantă, frate, bă, când vezi că e panta așa, frate, tu nu aterizezi așa, tu aterizezi așa, frate, la spatele sau fața în pantă, înțelegi? Și atunci se înclină fațele sau spata, nu laterală, că se răstoarnă. Ce să fac, mă, frate, eu ce să fac acum, frate, ce să fac acum? E bine, suedezul, mulțumesc frumos, am fost la doctor. Am fost la doctor săptămâna trecută și a scos piciorul din gips. Alo, bună ziua. Auziți, tocmai a fost un coleg de-al dumneavoastră, mai bombalou așa, și a aterizat cu elicopterul în pantă și a explodat cu tot cu elicopter. Și noi avem Îmi puteți spune unde este? La 1122, un op autostradă, este un pod aici. 1-1-8-2 1-1-2-2, stați așa o secundă. 1-1-2-2, fix aici. A, la O? Da, da, exact. Dar suntem la intersecție de lângă pod. 1-1-2-2, căutați acolo. Vă aștept, dar repede, vă rog. E la Jaf, nu poate să te răspunde. Oare aveți din alea, domnul, de poți să vă ajut cu ele? Aveți. Medicul care lângă tine nu are meduri, are meduri, are. Dar n-are din alea. Ce să fac? Uite, mă, în loc să mă duc și eu să mă bat. Eu mă puc să am grijă de oameni, să din ăsta. 1-1-0-2, vrei, dă-i încolo, că mai... Eu ce am zis? Am zis altceva? Campioana provincială, ia uziți. Bebe Moise Arici. Ia uziți, ia uziți. Ia uziți, ia uziți. Bebe Moise Arici. Băieți, de ce suntem așa în urmă cu like-urile alea, băieți? Chiar trebuie să vă zic mereu. Cusăși, 1-1-2-2, a, și e 1-1-0, am înțeles, am greșit. Bă, am greșit eu, mă, sau voi, ia să vedem. 1-1-0-2, da, voi ați greșit. E Mustangul care se ocupă lângă hype, Mustangul. Aia zic, băi, dăm și noi un like, bravo. Ia smoke-uri, și flashbang-uri. Englez de vin acum. Ia flashbang și smoke-uri. Luați flashbang și smoke-uri. O să beau gură de cafea, uite-vă că vine. Poate dă peste mine. Mai este joc. A, vin odată. Că tot ne strigai. Salut, domnul, ajutați-l pe domnul polițist pe iată, vă rog. Mamă, dar ce s-a întâmplat? Domnul polițist a fost accidentat și a fost aruncat de popod aici. Cred că are fracturi din astea de gradul 5. Practic 5 membre fracturate. Albastru. Două picioare, două mâini și ceatârna. Crezi la jafurată? Imediat ajung. Auziți, după aia să-l ajutați și pe colegul dumneavoastră, pe doctor, și să-i spuneți că trebuie neapărat să predea licența de pilot al cui alte persoane. Hai, colegul, să mergem. Veniți odată. Vin. Dacă sunt cadet, vin. Hai, colegul!
Colegul, n-am nicio idee ce s-a întâmplat, dar eram pe mijlocul străzii și deodată... Am văzut totul, am văzut totul. Mă trezesc aici. Ce s-a întâmplat? Că nu, nu mă dori capul. Te-a lovit un mecanic. Te-a lovit un mecanic și te-a lucrat aici. Intră-te pe stație să vedem dacă putem să-i găsim pe băieți. Nu, nu. Lezu, unde ești? Eu văd că încă vorbesc cu deci. Da, încă sunt acolo, dar... Ce se întâmplă la Lezu? Englezu, unde e? 10-1, englezu. 10-4. Dacă sunt cadet, am voie cu armă. Veniți, veniți odată, veniți, nu mai întrebați, veniți! Doar veniți, doar veniți, doctor, puteți veni. Luați arme și veniți. Da, veniți, la acum aveți permisiunea. Luați smoke și flash, luați smoke-uri și flash-uri. Îmi iau armă, smoke și flash. Vreau să știu și eu care e situația acolo pe ăsta ca să... Cum e pe acolo, s-a tras, e pornit focul, e foc liber sau? Da, că nu s-a acționat, am înțeles. Ne-au căzut colegi, am înțeles. Mai cu termoana după, mai fost. Trebuie să, nu se poate fău. Eu pot să mă uit cu termoana de la ghidon de aici, sau numai pasagerul? Trebuie să fim... Numai pasagerul poate. Okay. Cred că poate și șoferul, eu nu știu, dar nu știu sigur. Dar mă uit eu. Ca magazinul care e? E în față, fix aici, lângă bancă. Fix lângă bancă aici. Mai în față, uite să de jos. Okay. Unde e elicopterul, okay, fix în față, okay, elicopterul. Okay, okay. Observ doi care se mișcă în afară magazinului, vedeți voi? Da, da, da. Înăuntru sunt doi. Ne trebuie înăuntru, da, sunt doi înăuntru. Unul în față după, unul în spate și unul în față fix după ghișeul ăla din stânga, după raftul ăla din stânga. Stă în poziția aia foarte amărâtă. Da, ne trebuie flash-uri și idălea. Nu mai așa, hai. Hai, nu mai plânge, hai, vino încoace, hai. Flash, flash smoke-ul ăsta. Hai, mă, tati, mă. Aștept fac accident. Permis să mă trec în poză de masă. 10-4. Era bine acum elicopterul de intervenție speciale cu turetă. A, nu mai luat-o. Pentru geaba ei. Și trebuie să vreau să stau de vorbă cu tine înainte. Da, cu siguranță. 10-1, trebuie să vin cu termala cu domnul bebe. Haide, te rog frumos, să veniți mai rapid. La ce magazin? Magazinul de pe highway, fix de lângă fleca, la 5067. Sunt doi în magazin care știu să tragă foarte bine. Nu e fața de trase, e fața de unghiul care l-au acolo. E un loc foarte avantajos. Și foarte amor. Ești de tras. Am stat și nu a ieșit, dar taci. Nu a ieșit și au intrat înapoi. Cu ce mașină să vin? Orice, rapid, orice, dar doar vin odată cu smoke și flash. Încercați, acum să nu mai vorbiți deloc pe răsuse, să credă că ați plecat. 10-3-3. Încercați așa. Am vrut câteva flash-uri. Mortul nu! Eu am urât ăsta. Mai doar unul, mai doar unul. Te voi dintre la vama mare, la vama mare. Mai doar unul, mai doar unul, mai doar unul. Au spus la mine, au spus la mine. Ce mai faci să vedem unde sunt ăștia în magazin? Ce mai faci, bă? 10-1, englezul, așteaptă-mă. Mai mă, tati. Colegul, mă auzi? Da, hai puțin mai față, că ne-am îndepărtat puțin. Da, îmi cer să vedem, dar mă luase un gând din ăsta nebun. E, voi sunteți în față, da, e în spate, intrați în spate, fix acolo. Fix acolo, după ușă, e în spate de tot, fix în colțul ăla de tot, știți voi unde. Fix în spate de tot, acolo, în colții, la safe, scurt. Să coborâși noi. Oameni de teren, cred, dar oameni de teren. Ne uităm. Ia să știu după mine de tine. Ficați. Mă observ. Băiatul care vine cu flash-ul și cu smoke, mai vin. Uită-te peste tot, că eu nu știu să mă observăm niciun om de teren. Voi știți, acolo nu observ niciun om de teren. Nu au. Te-ai uitat peste tot? Da, nu au. Și în spate, și în față, și... Și în spate, și pe față. Și pe munte. Pe munte m-am uitat din prima. Acolo se pun. Ăla unde? Păi noi nu mai avem. Unde e ăla? Mai aproape de munte, poate. Da, ne uităm acum pe munți. Absolut tot. E fix acolo în spate, domnul. E fix acolo în spate, da, el. Intrare la intrare. Crezi pe aici pe munți, te rog. Pe la cui? Nu, e nimic pe aici. Păi, de niciun semnal termal. Unde e mă ăla? E căldură, termala. În spate, fix în spate de totul, cum e
cum intri ușa de tot din spate, la safe, fix la safe. Spre safe. Hai să trezi și noi, să ajutăm pe colegii. Să nu pice singuri. Da, dă textură la ușa. Cum, da, hai că dăm textură acum. Dă-te tu jos, Ionu. 4-5 colegi au fost picați cu texturile la ușă. Texturile. Vreau să testez, băi, să văd dacă am timp. Să mă mut în dreapta, ia să-i. Au cade extrem de repede. L-a curcat potrivit. Băiatul cu flash-urile! Cum vin, da? Știi cineva cum mă uit cu ăla? Flash-urile? Ai flash-uri? Da, da, am flash-uri. Haideți. Oh, n-am timp. Domnul Bebe, m-a auzit? Da. Domnul Bebe, m-a auzit? Da, vă aud, direct 1-10-4. Unde sunteți? Unde sunteți, domnul Bebe? 10-20. Sunt la Jaf, unde să fiu? Suntem la Jaf. 5-0... Cine are treabă cu mine? Cine are treabă cu mine? Am înțeles. Vrea cineva să urce cu mine să poată să dea informații cu termala? Nu mai este nevoie, pentru că știm unde este, numai că avem flash-uri, dar nu merge să le luăm. Dăm. Păi dați cu smoke atunci. 10 și 8 avem smoke-uri, nu aveți smoke-uri. Și flash-urile nu merg. M-a dus să iau smoke? Dacă puteți. Știu. Dacă puteți. Și să veniți înapoi rapid. I-am fentat un polițist cu șpagă, foarte bine. Gigi, salut, Ticu. Vreți să intrăm toți? Intrăm toți peste el? Ba da, păi suntem 4 în total. 2 cadeți în față, Dicotul la mijloc. Intrăm toți, mă? Intrăm. Bă, eu zic să intrați toți și eu să chem salvarea și vă ajută pe toți. Nu, da, cred da. Că ai nevoie, eu cred că vii și tu. N-am păi automat, am pistol până trag eu cu pistolul. Cadetul, foarte bine. Cadetul care a venit acum, ai flash-uri sau... Bă, intrați mă toți peste el, mă, că n-are cum să vă bată pe toți. 10-1, toți cadeți, haideți. Cadeți primii, cadeți primii, intrați. Cadeți primii, în față. Cadeți primii, hai. Pe scurt. Intrați toți odată, mă. N-avem cum, e posibil. Băieți, din ce-am văzut eu, are Caio. Poate să tragă două glanțe, păi da, așa mi s-a părut care. 10-1, englezul. Te-ai uitat dacă e în dreapta sus cumva? Stima? În dreapta sus să nu fie, cum e tipă ușa imediat în dreapta sus. E doar acolo. Ia vezi, e cineva în dreapta sus, vezi tu. Păi eu pot să mă uit și eu des dacă eu sunt șoferul? Da. 10-4. Nu știu cum să mă uit, cine știe să mă uit. Cum uiți să văd voi, ziceți-mi și mie. Cum mă uit cu termala? Cum e cu termala, băieți, dacă sunt șofer? Care mi zice și mie, băieți? Hai, mă, polițiști! Așa, mă, să știu. Mamă, unde s-a dus, frate? Da, e acolo, la prima cameră, gen. Păi e unul înăuntru, mă? A, nu, e colegul nostru.
Așa mă băiesc. Credeți că face și el pic. Colegi, hai să intrăm toți peste el, că suntem trei. Are pistol, să știți. Bă, în spate, cine te-a în montaje? L-a luat pe încă un colegi. L-a picat. Da, mă, păi dacă vă bateți pe rând cu el, trebuie intrat doi în față și unul cu automat, așa e. Bine, hai. Cadeți în față, cadeți, haideți. Dar să intre amândoi deodată. Cadetul ai grijă. Cadetul ai grijă. Auzi, și cum facem? 10-1, intrăm toți, unul se duce în stânga. Stați, 10-33. Deci unul să încercăm unul să sară, să intre și să sară în stânga. În față și doi, noi din intrați unul. Știi cum facem? Intrați, intră un cadet. După intru eu cu shotgun și mă ascund după un raft. Bine, hai. Un cadet aici. Cadetul de acolo. Bă, nu mă, trebuie să intrați toți. Băgați amândoi cadeții peste el, mă, frate. Bă, cadeții. Mai era un cadet, dar nu-l mai găsesc. Bun, amândoi cadeții. Bun. Băi, cadeți, intrați. Peste ei și noi din spate. Unde-i jef? Highway. Magazin Highway. Cum facem, bebe? Bă, deci eu cred că mă duc în... Deci unul în față, deci unul să se ducă în față și eu mă duc la stânga, sau cine poate să se ducă la stânga. Bă, singura deci șansă eu... să-l bateți este să intrați toți peste el. Deci să se ducă în față. Cadeți, duceți-vă, nu, că vă dăm kit. Și acum, hai! Hai, intrați, mă! Da, mă, dar nu așa, mă, e, intră și țin arma în față. Bă, tu trebuie să fugi, bă, când intri, bă. Este un dicot în față, este un coleg în față, un cadet care blochează intrarea. Păi îl trageți de acolo, ușor, hau. Să vină cu taserul sibat, chiar așa? Nici o șansă, mă, du-te și tu, păi nu poți să intru peste el, frate. Bre, bebe, n-avem ce să facem fără tine, vino și tu jos. Dar nu ai ce să-i faci omului. Nu ai ce să-i faci, trebuie să intri pe stel sau las să iasă, n-ai cum să te bați acolo. Culcat, culcat. Da, culcat tu, nu el. Vezi că nu e mort. Culcat tu. L-ați culcat, mă? Nu e mort, mă. A zis un coleg culcat și l-a culcat ăla pe el. Culcează ăștia ușa și nu pot să intru peste... Eu intru cu taserul și vedeți că îl dovedesc. Cot pe zona ta, clar te filează. I-a rupt. Sunt singur, nu știu. Vin și eu acum, colegă, vin și eu acum. Băi. Zic eu ce să facem. Ne retragem și îl așteptăm să iasă. Mașina nu e a noastră, e colegul nostru. Stai că iau și eu o armă după ăștia să pot să mă bat. Bă, n-avem, mă, ce să-i facem, că îi de la primul după blochează la ușa. Pe gaze. Se prinde șmecherii dacă o fac? Dar n-avem ce să facem. Dam eu șmecherii să le fac o schemă, dar sper să nu se prinde. Care-i schema?
de mine mama usu, mă, frate. Gadget. Păi v-am zis de la început care e gadget. Nu prea avem ce să facem atunci. Ba da, vezi ce să-i faceți. Când intrați toți atunci, v-am zis, doi fugă în față și unul cu automata pe el. Pentru că el nu poate să tragă foarte repede. Ia, trage un glon și după aia ia vreo 2-3 secunde, cel puțin până când. 2-3 secunde și că le are pe el bas cu pulanul. Nu știu, eu zic că e nevoie de minim 3 acolo. Că tu dacă ratezi și te împușcă și pe tine... Păi și tu vrei... Eu vreau să... Eu, și cine trebuie să fac? Eu rămân să fac raportul, gen, cu ce s-a întâmplat aici. Haideți, mă bazez pe voi. Încercăm. Luați-vă, vă dați armuri. Să vin și eu. Stați, stați că uite, mai vine un coleg, nu, așteptați să vină, al treilea e cheia succesului, credeți-mă. Hai, veniți. Și fiți atenți cum intrați înăuntru, veniți și alergați direct, adică nu intrați cum au intrat cadeția de se opreau mijlocul și cu... Intrăm peste el. Exact, o să intrați peste el, dar fuga și primul intră în stânga, al doilea în dreapta și ultimul din spate se duce direct la el. Și îl debusolați. Hai că să vină la cadeatul peste el. Stați că mai trebuie să vină un coleg, stați așa, nu vă mai bateți un pic. Încercăm să nu. Băieți, îi batem sau nu îi batem? Coboară, ce să fac jos? Oameni de teren, oameni de teren. N-au ce să caute oameni de teren aici. Tu, Dubaru, Dubaru, Dubaru. Dubaru, zi să urce să plece, că îi dăm un glonț în cap. Hai mă să intrăm noi doi dacă nu. Stai mă să vină. Băi, colegul, care ai zis că vii? Care ai zis mă că vii? Hai mă de... Stai că sunt la bază. Vii pe jos? De tot în spate, nu, tot în spate. Nu, cu elicopter. E tot în spate, bebe. Da, da. Tot acolo. Bă, a intrat unul, a intrat unul. Nu mă, de ce v-ați grăbit? Cadete, ești pe cont propriu acolo. Ține-l acolo, fii atent, cadet, ține-l acolo, nu, rămâi și ține-l acolo doar, ține acolo, nu fă niciun pas nimic, ține acolo. Da, da. Stai să vină celălalt și tu-l ții acolo și fii atent, tu-l ții. Mamă, se trage în mine, frate. Dar știi că tu dacă tragi mine acum e deranjare etic, nu? Știi că e deranjare etic. Băi! Băi! Ia vino cu acea, mă! Băi! Băi! M-auziți, colegii? De ce tragi? Colegii, m-auziți? Bă, de ce tragi, mă, n-auzi? Băi, de ce tragi, mă? Bă, vino cu amă! Veniți că l-am încătușat. Bă! 73005. Ia uite-și pe handicapatul ăsta. Scuze. Bă, de ce tragi, mă, frate? Deci ia uite-l, mă, și pe ăla. De ce trage acolo ce în mine la un elicopter? Din greșeală? Da, de ce m-am omorât? Din greșeală? Păi tu știi că strici toată, ai stricat toată faza aia acolo cu greșeala ta. Știi ce înseamnă din greșeală? V-am omorât. Dar nu are nicio importanță, nu ai voie să tragi. Păi îmi cer scuze atunci. Păi eu și eu îmi cer scuze la 999 de gambe pe care o să le iei. Pare rău. Păi nu e nicio problemă. Alo. Haideți pericol. Haideți capul meu.
Iar de tine. Deci și dumneavoastră bun. Am acolo cu clopoțelul pus. Alo. Îmi pare rău să știi ce am acolo cu clopoțelul pus. Îmi pare rău. Haideți. Iertați-mă că nu mai repede data viitoare. Bă, mai știi pe Resache. Băi, tu de ce n-ai pe Resache? Îl știu, dar ce-i cu el? Eu-s prietenul sau ăla, de mai de mult. De acum vreo 3 ani ne jucam. Hai de cap. Ah, serios? Eu-s da. Bă, ce tare, bă, Darius. Îl bag pe asta. Ce faci? Ce naiba să fac? Bă, vezi că te ia! Uite mă, frate, am pierdut toată faza din cauza lui ăla de ăsta. M-a retars, frate, n-ai ce să le cer oameni. Bă, l-ai încătușat? Dați-mi cătușele jos și vă dau bani. Ce bani, mă, băi? Luați-l aici. Am intrat cu taserul pe el. Te-ai pișat pe el cum ar vrea. M-a pișat pisatul lui ceva de genul, da. De ce sunteți așa de mulți? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te zgârâi cu barba. Mai erau 7, ia uite 7. Toți că aveam ăsta de la admin. 7. Și ăsta 8. Dați așa să vă număr. Colegul, ce se întâmplă aici? Că acum am intrat și eu, mi-a revenit și am fost anunțat de șef și aici. Și șef aici. Și șef aici, a intrat ăla cu taserul și l-a bătut cadetul. Vai, și șef, la magazin? Da, da. 10 polițiști, 5 smocuri. Suntem 16 polițiști. Mai chem un medic aici? Câți, mă? 16 polițiști suntem în total. Mamă, iar sunt pe... Uite, 16 polițiști. Am câștigat șef? Nu mai pot. Am crește tensiune. Ce cod e aici? Spune-mi și mie codul, te rog. 112, ce urgență aveți? Să trăiți, domnul doctor, avem și noi nevoie de medici. Am avut o intervenție, un jaf la 5066. Spune, avem nevoie de medic. Banca Fleca. Suntem pe Banca Fleca, vă așteptăm să trăiți, veniți repede, mulțumim. Highway. Gata, băi, au înțeles, highway. Salut. Salut, bună ziua. Salut, domnul, salut. Bravo, colegii. Care e cadetul, bă, care i-a dat? Tu i-ai dat taser, cadet? Eu, da. Cum te cheamă? Magnum. Magnum, bravo, bă, bravo. Toți Magnumul, măi! Din gură, bă! Din gură, da! Bă, dar cunosc pe ăsta! Bă, ce tu azi, bă? Era încăcat pe mine, dar am zis că o viață și o gaură în cură avem. Tu nu erai indicat? Am fost, m-am transferat azi. Pot face o poză cu dumneavoastră? Da, sigur. Vă mulțumesc foarte mult. Păi circulați că aveți mască, ia trageți pe dreapta, haideți. Eu nu lăsați. Hai mă să-i luăm, mă, păi ce facem? Dar nu stăm toți după ăla. Marin, domnul. Băieți. Am și eu un gadget. Cadet, ia-l pe ăla și du-l la pușcherii, nu mai sta. Să se băi pe gleză cu tremola, că da-ți e bebe, da-ți. Poate le salvăm, nu știu. Am chemat medici, trebuie să vină medici. Trebuie să fac. Cred că deja s-a dus rapid, că mașina e rapidă. Deci după aceea putem face o poză. Da, da. Mulțumesc. Dar ce bine pilotați, domnul. Vă felicit. Mulțumesc. 10-1, ați văzut un comiseg alb? Nimeni nu răspunde. Mai vin medicii, nu știu. Ce grad sunteți? Nu știu, ceva... agent. Oh. Deci cadet și eu sunt agent, parcă ceva de genul. Eu sunt sub comisar. Tu? Da, pentru că sunt în ajutor. Ah, gata, băi, stai că acum.
sunt în ajutor la pansiune. Am crezut că s-a suit vreun cadet cu mine. Nu, nu. Sunt un grad mai mare numai că sunt în, sunt în ajutor. Ce mașină trecu pe sână, ai văzut cumva? Poftim? Este... trecut de-al nostru. Da, e un... Păi nu ăsta din față, a trecut pe sub noi în spate. Am văzut de căcăi albă. Asta este un Mustang de poliție, dar acela cu Koenigsegg-ul albă, nu știu unde e. 10-1, ați văzut un Koenigsegg alb? Care se îndrepta, cred că spre paleton? Nu, trebuie. Pot după să dau de permis cu tine? Nu cred că se dai, nu dai de permis cu poliția aia. Vreți să fim prieteni, domnul Bebe? Nu știu ce să zic, că tu dacă ești transferat aici, nu o să stai și nu vreau să răcesc sentimentele degeaba. Cine e la cu Mustang-ul? Care? Gigi Becali. Paleta? Măcar suntem colegi. Care a intrat în curul meu. Unde? Oh. Paleta? Da, în Paleto. Cine e cu Mustang-ul? Eu sunt cu Mustang, dar să n-a zis. Vă fură terma! De unde ți-ai luat permisul? Auzi că se fură termala. De unde ți-ai luat permisul, mă? Dar oricum, voi rămâne aici. Ai intrat în Dubai, a? Și dacă sunt în transfer. Ai stricat motorul. Voi reveni dacă e ceva, că îmi place foarte mult. Și o scuzi la tezul ăsta care a dat ăsta. Îmi plac colegii. Îmi place tot. Cum îl arunc pe ăsta din elicopter? Îmi place să ajut cu oameni. Hai să plecăm, urcați în tremola care vrea să plec. Cel care era cu Mustang-ul și a intrat într-o dubă să vină să sunem la mecanic. Și cum un bombic? Patru. Putem să stau radar la 1035 pentru că sunt sigur în paletă. Da, stau și eu radar. Da, la 1035. Da, stai scos. Ce? Mechi nu e, mamă, au venit smordă, au venit smordă. Nu știu. Bugatiu meu ăla, cine l-a furat? E bugatiu meu ăla. E fără bugatiu. Aia e. Ce fac două mașini una lângă alta? O a treia, mai mică. Vine și eu acum la secție. Domnul care e cu Audi, să știi că nu mergi cu ăla în urmărire. Să-i faci pit stop sau... Nu te duci să-i faci pit stop cu Audi-ul. Doar cu Mustang-ul poți să-i faci. Sper că știi asta. Care cu termonul mai merge așa rapid, m-a speriat. Sub mine. Noi. 10-1. Eu cu Bebe. 10-1, colegii. Ăsta. Ce patru bagă? Am voie cu... la Mustang să pun geamă frumării. Trei. N-ai okay. Voie. Okay. Nici cu neon, nici cu nimic. 10-4. Spune că se fură Mustang, se fură Mustang-ul. Tu nu știi dacă cine e înăuntru. 10-1, cel mai mare grad. 10-4, colegi. 10-1, buzatul. Ce 4, spune? 10? 20 secțiuni. Mă, Trevis, 10-1, Trevis. Trevis a fost, a trecut Coni. Unde a trecut, mă, Coni și-o n-am văzut-o? Știu. 10-7-6, buzatul. Au. 10-1, permisul. Ne mai duce oare? Sau englezul? Da, de ce să ne duc? Și avem un 1080 la Vama Mare, este o mașină, nu știm marca, este neagră și a trecut de Vama Mare. O fuga de poliție și a trecut de peste 120 la oră. Am trebuit niște informații despre mașina de la Vama Mare. Da. Auzi? 10-1, aveți ceva inform... Da. 10-1, aveți ceva informații... 10-20! Nu știm marca, decât știm că este... Un Lamborghini... Un Lamborghini Cerza.
Lamborghini Charger. Culoare, culoare. Revis. Culoare, culoare, spune-ți-mi o culoare. Neagră. Secție de poliție sau helicopterul acum. Ia mă și pe mine. Câți ani au cadeții? Păi, nu știu câți ani au cadeții. Da, cred că la cel Lamborghini negru cred că s-a dus mai rapid, pentru că e o mașină destul de rapidă. Da. Spune-le colegilor că veniți pe Vama Mare și uite ăștia sunt. Ăștia sunt, da. Vama Mare. E vorba de Lamborghini ăla blindat? Da. Zic că suntem în urmărirea lui. Deci nu suntem în urmărirea lui. Unde s-a dus? Poți să-l dai. Sigur, ăla e foarte, foarte rapid, știu eu. Ce sancțiune e aia de troll? Foarte rapid, mă uite o stânga-dreapta. Adică când ești retardat? Uitați-l, bebe, s-a dus în spate. Să trag după el? Da. Nu, cheamă un coleg aici să vină să-l prindă, că e în tunel. Zici, unu, vă rog, avem nevoie de niște echipaje în tunel. Spre, se duce spre Vama Mare un... Tu v-am văzut, v-am văzut. Da, un Lamborghini negru cu așa verde. Cum Andrei? Cred că s-a dus pe cealaltă parte. Da, mă, dar este... tu știi să folosești termala? Poftim? Știi să folosești termala aia? Cu termala. Cât de cât? Ce cât de cât? Pune termala și uită-te după el, unde e? Dacă sunt în tunel, că de-aia te-am luat cu mine. Dar nu am termală. Bă, flexează mușchiul E și o să ai termală, după aia dai pe manetă în dreapta, click dreapta și o să ți se schimbe aia până intri pe termală. A, da. Tu ce faci, ce stai acolo? Nu cred că ar trebui ca voi să fiți nu știu ce ajutor și nișoară dacă n-aveți nicio treabă cu toate astea noastre. Mie nu. Acum am uit cu termala. N-a făcut mare treabă, i-am dat un tez la mare sau așa atât. Eu am crezut că tu te uiți și îmi spui, bă, e în tunel dacă îl vezi, dacă tu nu te-ai uitat, cu siguranță erau băieți în tunel. Dați-mi becat la tunel. De mașina. Stai cu termala aia și vezi dacă vezi ceva în tunel. Ai văzut ceva în tunel? Nu, nu e nimic în tunel. Aici la tunel 10-0, băiți. Așa nu mai trebuie. Mă, un minut era, era în... Aici, unde este construcție și ăla? Pe colegii. Colegi, urmăreați cumva un Bugatti? Nu, nu. 10-4, mersi. Se întrerup și întrerupe roleplay. Doar, salut, uite, Bob. Sunteți adei, zice, Vado? Am dat 100 de din alea țelene să le faci, dacă vrei ți le scoți și îți dau 100 dacă mai vii și mai și comentezi aici. 73005 dacă nu mă înșel. Ți le scoți și îți dau 999.
dacă ai vreo problemă cu asta. Spune-mi că am fost băiat cu tine cât ți-am dat doar atât, că zădeam 999 și puteai să plângi unde vrei. Vezi, poliția la un jav nu trai, oricum n-ai voie să tragi, frate, n-ai cum să tragi de acum, n-ai voie să tragi. În zona aia, înțelegi? 50 supermajor. 10-99 posibil. Băieți, lângă magazinul de haine este o termală abandonată. A cui este? Nu cred că ar fi ok să rămână pe aici. Travis? Ce ce patru? Spuneți. Termala asta de aici e a ta, de lângă haine? Da, e a mea. Ah, ok, mea, ok, ok. Care ești Mustangul ăla care a intrat în mașină? Nu, am zis să nu rămână pe aici, puneam pe colegul să o ia. Hai că o iau eu. Nu, e tu mă, că e încuiată. Da, e descuiu. Nu ți-e descuiu. E descuiată. Da, am înțeles. Hai, zic. Care face alea 100 și o să-ți aduci aminte data viitoare când scoți pistolul pe 100 să zici, bă, poate iară primesc 100 sau poate data asta mă duc chiar mult. Vezi că ți-a părat termal la 3 visi. Pare rău, colegul, că nu am putut să mă uit pe termală. Dar liniștit. Putem face o poză, vreau frumos? Sigur că da. O să fiu la telefon, dar nu cred că te deranjează asta. Mă dau așa important ca niște cum mă face. Ce urgență aveți? Să trăiți, domnul doctor, de la poliția română, agent Bebe Moise. Avem o persoană rănită fix aici la parcarea în sediu din Paleto. La helipad, aici avem eu persoană, un civil care rănit. Parcare, domnule? Parcarea de la poliție din Paleto. Mulțumesc. Cum a venit, domnule, imediat? Vă rog, vă aștept să trăiți. Mulțumesc, domnule. Pă, tu ești băbuzi. Ia uite. Mamă, mod avion scrie pe telefonul, dați-vă așa. Nu-l mai suport pe telefonul ăsta, jur. Domnul Buzatu, a.k.a. șeriful orașului, șeriful femeilor, cu ceacă, cum ar veni. Ce faceți? Ce faceți, domnul Buzatu? Eu? Uite, bine. Mă gândeam și acum să comand și un mititel, o bericică, ceva. Eu? Nu-i rău. Nu-i rău. Pe banii chestorului, nu mai mai. Care-i chestorul? Că-l urmărește un poliție. Eee... Unul lupu. Dar știi bancul cu lupul? Pulu, așa. Bună ziua, colegii! Salut! Seara. Bă, dar au venit iarna la tine, măi, Buzatule, că ești îmbrăcat cam gros. O, stai să nu spune cu ce onoare, că era... Sunt căduri câteodată și de-aia. Nu, voi ăștia dezbrăcați, dați-i domnul de aici că vă arestez dacă vă bag la pușcărie. Liniște. Domnul doctor, l-ați ajutat, domnul doctor? Vreți să vi-l arăt? Eu, uitați-l. Nu recunosc. Colegi, am nevoie aici de... Zic pe limba ta. 1078. La capa. Hai, colegul, avem un 1078. Vine. Mergi și-o, colegul. Care vreți să urcați, urcați. 1078 la capa mare. Unde-i capa asta, să vă știu? Mă auzi? Unde-i capa mare, mă? Dacă unul poate să închide muzica aici... Lași, mă, unde-i capa, bă? Unde-i capa? Unde-i capa? E printre mușchi acolo. 1078 la capa, repede. 1078 la capa. Unde-i capa, bă? Capa e... Nu l-am găsit. Salut, mă auzi? Un iac din ăla, decapotabil. Dacă de aici. E la vamă, mă, frate. La vamă, bă, vă țin degeaba în mașină, bă, sunteți inutili. Nu sunteți în stare să ziceți, cum să pilotez dacă toate le fac eu? Pe voi de ce vă mai iau mașină? În elicopter, dacă nu puteți să-mi spuneți, capă la ăsta, căutați. Din calea poliției române, repede pentru Stevens, repede. 10-33, bă. La capa mare de pe hartă, lângă, după vama mare, haide. Mă uit cu termala. Mă uit eu. Te uiți tu? Da.
Bine, uite-te tu. Ia zi, colegul, ce problemă aici? Ce-i cu capa roșu? Ce-i cu polțărul? M-a luat unii cu mâinile sus aici. Cu unii 8. Păi, nu te da jos, mă, nu te da jos, mă, frate. De ce te dai jos? Urcă înapoi! Urcă o dată, urcă o dată. Da, băi, eu am nevoie de voi să dați info, frate, că e 8-ul ăla de acolo. Dați info, frate, nu mai stați degeaba în elicopter, că vă încătușesc și vă arunc. A plecat în continuare pe autostradă mare. N-ai intrat aici, e 8-ul? A spus că s-a dus spre autostrada mare. Păi nu asta e autostrada mare? Ce care e autostrada? Ba da, aceasta este. Păi eu l-am văzut când ai intrat în oraș. Eu sunt acum la capăt, dar au plecat. Mă, dar n-au venit în oraș, că mi s-au părut că s-au întors în oraș. Nu știu. Ai vezi, ai cam și... Ce culoare avea e 8-ul? Culoare avea 8-ul. Păi, cine e cu Audi Mov? Cine e cu Audi Mov? L-a luat pe colegul, l-a luat pe colegul. 7. R7 Mov este... Cu R7, nu cu 8. Nu, n-am înțeles, frate, dacă e de-al nostru. Colorat, eu n-am înțeles dacă l-au luat colegii noștri sau altcineva. Colegul de la capa, te-au luat colegii sau voi fost răpit? Sau... L-am luat. Ok, păi dați și voi info ca să știm. Bă, să mergem la secție și pe voi doi vă dau jos și vă luați de mână și faceți în... Care e 8? Nu e 8 ăsta? Asta din spate, ce e? De jos, ce e? Păi nu știu dacă ai zis 8, a zis M8. Sunt două persoane. Cereți informație la ăsta. Ce mașini eu pot lua la vamă? Mustang, Audi, 6-6. Colegul care ai fost răpit de I8 sau M8 ai fost? Că nu mai... I8 din ăla cu... Cu albastru pe el? De la animat. Sponsor, cred. Nu, da, de la animat. Da. Azi 10 milioane amendă. Cu răbdare, 3 și mari articole. Păi ce-i dau jos acum, nu-i mai cu mine, frate. Păi eu am nevoie de oameni care să fie mai implicați de când eu le zic lor și ce să facă și tot în pana mea. Cine e eu? Nu zic nici de tine, ascultă nici de mine. Cine e cu termala? Ei. I-am spus, vin cu Bob, i-am spus Bob, tu urca termală, iute-l. Care e cu termala așa, conduce foarte periculos la secție? Cumva 10-19 la secție sau? Dar nu vei vedea dumneavoastră conduce așa de periculos? 10-4, dar nu cred că era nimic periculos. Bine. Se conduceți foarte acrobatic. Aveți un condus foarte acrobatic de elicopter. Am luat permis cu el. Ați luat așa curba, drift, bam! Hapciu! Doamna, du-te, te rog, de aici, că sunt obosit. Ce-i mă cu strănut? De ce strănuți? Cu cine trebuie să dau și eu testul aici? De frută cu ce test? Testul. Legătură cu ce test? Aaaa, vezi, te rămas așa îmbrăcat, nu? Așa e, rămas nu la costum, masca jos. Da, gata, am dat-o. Așa. Cu cine trebuie să dau și eu testul aici? Cu domnul Buzatu, cu cel mai urât dintre noi. Haide! Englezul! Dă bani pe Snake! Dă bani pentru PB-ul! I-am dat. Haideți, domnul, să dăm testul. Domnul englezu. Nu, eu nu sunt liber. Care m-a strigat? Ba da, e liber. Haideți la test, că vă iau... Nu, acum. Vrei să dau eu cu el? La test! Vrei să dau eu cu el? Băi! La test! Băi, vină cu acă, dai eu cu tine. Stai aici, o întrebare spun. Ok. O întrebare spun. Care e semnificația curcubeului? Mafia curcubeu! Bă, aha. Dă-i drumul. Mai multe culori. Da, hai că mai multe culori. Când afli răspunsul ăsta, vii aici la secție, da? Ai, păi da, drogurile alea ce zic? Ce droguri? Păi știți voi, curcubeu, droguri... Trebuie vino ca să ne dea domnul... Ai probleme la cap? Nu știu ce fumezi, dar să-mi dai și mie. Domnule, mă auziți? Oh, scuze. Ce faci, domnule, dai că nici legal la mâini, domnule? Dar eu-l cunosc pe domnul de aici.
Domnul Pericol. Cine? Cine? Domnul Pericol. Bună seara, ce se întâmplă aici? Vreau doar să iei razon civili, ce căutați aici? Domnule, când o să aveți să facem ceva, o ațin în orașul ăsta. Dar veniți mai încoace, că nu vă... Păi, blondule, vin cu tine dacă îmi răspunzi și tu la o întrebare. Zi, domnule. Care e starea ta civilă? Care, ce? Starea civilă, care e starea ta civilă? Nimeni ca milițian. Nu știu, domnule. Păi și atunci cum vrei să vin cu tine? Eu vreau să întreb dacă cumpărați mașină. Sau facem și schimburi. Domn polițist, eu tot ce vreau să știu e cum să iau permisul. Păi, mai salvați, i-ați lăsat pe toți pe mine. Optim? Ceva? I-ați lăsat pe toți pe mine. Domnul Bebe, doriți să veniți la ora 11 la ora 10 pe Caio? Aprobat. Undercover. Da, păi nu știu. Dacă ne cheamă de ICOS, am spus. Nu, nu, luați încă. Da, ce aprobarea să plec pe Los Angeles, adică să ieși puțin de zonă? Nu. Domnul, să vă dați mustața jos, că luați un accent de la ea ceva. Aici nea, Bebe. De ce e cu mustața mea? Domnul, am și eu întrebări. Răsit zona. Da, Poftim? Dă-ți-mă mască jos, ai voie cu mască. E ziua lui Bebe. Nu, e băie ziua mea, să fie ziua. E ziua ta? Nu, nu. Ia uite, Bebe, ce mustață are. L-am văzut, păi nu i-am zis. Acea arma mea cum e tonată, așa ca model. E o mustață de virtuă. Cântați mă la măceri. Happy birthday to you. De teenager. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Deci. Asta ți-o vreau frumos pe ce? Unde ai fost pus? Nicăieri. Nicăieri. Da, mă zi. Mulțumesc. Facem recupere în 20 de minute. Mă zi. 20 de minute facem recupere oricum. La 8. La 8 este regrupare oficială. După mai urmează una la 11, mi se pare că sau la 10. Acum ne-am fixat la ultimele tale cuvinte, Bogdi, să dau mai regulă. Scuze, din obișnuință, iartă-mă. De obicei fac asta când se pune cea în genunchi și... Care mă are nicio vorbă. Aia zic, aia zic. Uite, așa îți crește mustața. Da. La mama mare. Sunt al tău dacă mă vei. Nu te mișcă. Stai așa, mamă, dar nu mai știi, zi, mamă, nu mai știu cum. Vădă, cum era, frate? Ai zis acusurile. Trebuie să omor oameni. Calma. Stai puțin, băi. Cum e aia de-mi dai de mână, mă? Dau sau ceva de genul. Dau, bau, cum e aia. Plecate acum. Brui, uite-l pe ăla. Bă, nu! Mă, ce i-o dat-o? Bă, happy Halloween și ție. Poftim? Ce că poftim? Mov, nu mov, mă. Cum îi zice, bă, la aia, mă? Am scris și eu mov, eu și mai bun bă ăla. Bă, nu l-am mai văzut pe colegul Andrei, mă. Domnul Bebe, haideți să dăm puțin mâna. Haideți să ne salutăm ca niște oameni respectoși. Hai că eu mă salut cu tine. Smack that all on the floor. Bă, cum era mă aia, frate? Nu aia, mă, bă. Cum era mă aia, mă? Bebe! Da. Bebe! Stai mă că mă uit aici, mă, frate. Beast. Acea cu D. Dem dab, mă, nu era... Ah, nu, dab, nu era dab. Toc. Cum era, mă, frate, mă, că nu mai știu, mă. Nu știu, frate, cum era, mă, uite, erdă. Bebe!
Mouse, bă? Eu vreau să fac și eu aia, mă, și nu mai știu cum e. Bă, vezi că ăsta-i bebe! Ăsta-i bebe, n-am asta. No way. Aolo, bebe știe să cânte la chitară. Bă, nu știu, frate, cum îi zice la aia, bă, nu știe nimeni, mă, cum se... Îl mai știi pe Iulie, dar cum să nu știu? Dacă te referi la polițistul Iulie, da. Nu știu. Dar ce vrei să vă? Să fac o schemă. După că am ajutat. Bebe, mă auzi? Domnul. Haide. Bebe. Domnul Părțizor, e... O să iau Audi A4, nu... dacă e să arestăm pe cineva să mai chemăm colegi. Am primit apelă? Haide. Dacă ai intru și pe căscuță. Stăm 10-8. Că văd că e haos acolo la trafie. Dezastru. Ia uite. Te las mult pe domnul Buc. N-am, mi-e blocat parola, telefonul cu parola, da. Am telefon. Să trăiți? Mă, ce mașină au cadeții. Mașină faină. Hai zic ce mașină au cadeții. N-avem noi ce-au ei. Cineva, Rasmus, să vină la secție de poliție. Să-i luăm pe ăsta, dacă face ceva. Păi nu mi-a dat prioritate. S-a depășit o luat-o și... Da, focul de poliție deja se încadrează. Trecere pe roșu. Băieți, Pepe Moise și cu Trevi suntem într-un 1080. Un BMW de culoare închisă, albastră sau mov. În fața secției se îndreaptă spre vama mică. A făcut 10-50. Fix în față, în partea dreapta secției de poliție, strada principală în intersecție. Domnul, pleacă de aici, domnul. Deci mișune. Ai taser pe cap. Ai taser pe cap. Ai taser fix în spatele tău, dacă te-ai mișcat, coboară de mașină cu mâinile pe sus. Coboară de mașină cu mâinile pe sus. Dă-te jos din mașină. Mâinile sus. Ține mâinile sus, fața la mașină. Fața la mașină, mâinile sus. Gata, îmi pare rău. Se spun că tușele. Ai dreptul să păstrezi șeșerea. Tot ce vei spune va fi folosit împotriva ta. Opa. Haideți, vă rog, încoa vă aducem la subiectul ce s-a făcut la tincer, haideți încoa. Urcați. Dați-i cum a zis câteodată așa. Așa, bun. Dați-i puțin. Șișe, salut, domnul Șișe. Opa. Lasă-l. Ușa se închide singură, are soft close. Hai. Mergem cu el la pușcărie direct, nu? La pușcărie, da. Îmi spuneți, domnule, ce ați fugit de poliție, la semnalele poliției? Ha, nu v-am văzut, domnule, vă jur. Cum, domnule, ne-ați văzut? Nu v-am văzut că eu... Pe dreapta odată ce semnale de poliție? Sau smurt? Da, domnule, eu vă înțeleg perfect ce spuneți, dar oglinda mea era dat că eu am oglindă din aia pe cameră, mă înțelegeți? Și s-o strica, nu știu ce, pe acolo, în soft pe la aia și era pe cameră și eu nu vă vedeam. Că eu am camera stricată în spate la număr. Cum ați trecut-te pe o camera stricată de la gen, de la oglindă? Păi dar nu că eu l-am trecut și mi s-o stricat după mult timp. Fix păi și n-aveți voie să circulați cu mașina, ore. N-aveți voie să circulați cu mașina cât este defectă. Salut. Păi vă înțeleg, stați o secundă, vă rog. Băieți, 10-80 s-a terminat, suntem 10-95 și 10-76 la penitenciar. Eu nu fac față acolo, domnule, eu-s băiat cinstit, eu-s... Eu nu pot acolo cu infractorii. Uite acolo, care și masca la vol. Domne, era de Halloween, domnule, deci... Băi, ți-ai să mai strângem și noi niște like-uri acolo pentru arestarea asta frumoasă. Se poartă masca de-aia, uite ce specială. N-am fost atent. Halloween-ul a trecut deja. Acum, o zi, două a fost Halloween. Băieți, un like acolo pentru această arestare frumoasă, ne ducem în 500 de like-uri.
Dar nu uitați că toată covorbirea până la penitenciar este înregistrată audio-video. Vă înțelegeți, da. Tot ce îți spune, vă folosește pe drumul voastră. Aici, vă aștept de la să vorbiți. Care-i voastră colegi cu Ionul singur? Poftim? Care e împotriva voastră cu Ionul singur? Să mă bași pe mine cu el. Nu, nu, zic că dacă împotriva lui, da, mă scuzi. Păi, împotriva dumneavoastră, adică la singur. Altceva? Ha, chiar la penitenciar, domnule, nu se poate undeva la o secție măcar, domnul, la ceva. Dacă vreți, nu-mi fac aici prima la stânga la penitenciar și mai merg puțin și nu fac prima și fac a doua la stânga și vă duc la pușcărie, nu la penitenciar. Dacă schimbă cu ceva situația. Păi undeva, domnule, unde să fie lumea mai calmă, că... Domnule, aici la pușcărie e lumea liniștită. Păi o să mergem înăuntru și o să vă arăt că ăia nici nu vorbesc, deținuții nici nu vorbesc de frică. A, îți liniștiți? Păi da, e mâncare puțină, dacă vorbești, te ia foame. Aoleu. Că nu, că eu-s băiat liniștit, eu-s băiat la casa mea, mă duc la biserică. Unde a fost controlat? Scoate, intră și scoate centură, te rog, sau stai că eu scot cu ei. Poți? Te eu scot eu. Mă, am ținut și am scos-o. Asta-i. Eu asta-s, domnul, să... Auzi, te iubește, te pup! Poftim, ieșiți afară? Colegul de la Vama Mare? Da. Eu acum am mai tras un logan pe dreapta, da, cum a fost... A, s-a blocat iar ușa. Trebuie iar de unul. Trebuie unul să-și ia din când în când. Hai, domnul, curaj, curaj, intrați. Și... Hai, domnule, nu se... Nimic, o pedeapsă mai mică, vă păi rog, domnul, ați putea să plătiți, să vă plătiți cauțiunea, da. Cauțiunea. Cam de cât ar fi cauțiunea? O calculăm chiar un moment actual. Voi deschide, mă voi uita aici. Mergeți pe camera tot și... Mergeți la perete, că fac o percheziție. Și vedem, trebuie tot descurtat. Aveți cumva la dumneavoastră lucruri care m-ar putea tăia, înțepa și așa mai departe? Sunteți siguri? Nu, stați liniștiți, sunt foarte... Pare geanta destul de umflată, să știți. Okay, păi nu, n-am nimic în ei, o țin numai așa pe spate. Trebuie tip, fă-i tu, te rog frumos, pozele acolo. Colegul? Ia spune... Gămi-ași picioarul. Singură greșeală am făcut. Ce fă? Nu i-am percheziționat mașina. Ai dreptate. Probabil e... Ia stai, zi pe căscuță dacă e mașina ca acolo. Un BMW M5 sau ce era. Colegii, avem și noi nevoie de ajutor. Avem nevoie de BMW-ul suspectului pe care îl avem în custodie. Avem nevoie și noi de BMW-ul lui care este în stânga... Liniște puțin, vă rog. Este în stânga... 10-33. Este cineva la secție? Ce poate? Vă rog frumos, dacă puteți lua un BMW de culoare închisă, trebuie să fie undeva accidentat în gardul poliției. În partea dinspre Vama Mică și dacă puteți să veniți cu el la penitenciar. S-ar putea ca inculpatul să aibă înăuntru dovezi care l-ar putea incrimina. Dacă îl găsesc, le-au eu. 10-4, colegul. Eu te-ai spus, mov. Este un M5 de culoare închisă, un albastru ia închis. Ia un negru către roșu, domn un negru către roșu, auziți. Perlescent. Așa, deci eu am calculat aici și... Cauțiunea și ajunge într-o valoare de 30 de milioane plus amenziile. În partea stângă a clădirii, în gard, de și partea dinspre Vama Mică. Pentru, ba da, pentru trecerea pe roșu a semaforului, culoare roșu, ajunge la 10-4. Hai cu like-uri, băiți. Nu pot, domnule. Încă două like-uri, băiți. N-am familia acasă. Bun, deci ajunge la 7 milioane cu 4 milioane, ajunge la... 10 milioane cu 500 de mii, 13 milioane. Amenda și 30 de milioane cauțiunea. Aveți bani să plătiți? N-am, domnule, n-am. Atunci și amenzele, aveți bani să le plătiți, să le achitați? Cât sunt amenzile? 12 milioane? 12 milioane amenzile. Și veți fi băgat doar 75 de luni. Dacă nu, vă băgați sentința maximă. Și nu se poate plăti amenda pe jumate și mă băgați pe... Ba da, plătiți... 6 milioane banii mei, toți banii. 6 milioane de amendă, adică plătiți
Vă doresc să plătiți doar o amendă? Furtul dacă ăsta făcut de poliție 7.500.000 sau trecerea pe roșu? 6 milioane. Puteți plăti 500 pentru încărcarea lui longitudinii. Doamne, pentru respectarea semaforului. Mă scuzați. Deci care 5 milioane. 5 milioane. 5 milioane, ok, ok. Da. Eu o să plătesc. Stați, vă vom aplica amendă. Colegul ai de și tu câte amendă. Poftim? Poate Cărnețul își dă și tu câte amendă. Deci să-i dăm 4 amenzi, de câte, nu, 5 amenzi, de câte un milion fiecare. Dar să știți că eu sunt băiat liniștit, nu știu ce-am făcut în cap. Îi dai tu 2 și eu 2, da? Da, da, da. Eu sunt băiat liniștit la casa mea, mă duc la biserică. 3, îi trebuie să-i dau 3. E 5. 10-1, trebuie. Mă duc la biserică, sunt băiat liniștit. Nu știu ce-am fost în cap. I-am aplicat una. Unde mi-i dau amendă? Și pe a doua. Am scris aici și pe a doua. Și cam cât o să fie pedeapsa, domnule? Eu nu pot să dau amendă, mă, sau ce? O să s-a dus pe Alex din Flash din partea mea, păi 75 de luni plus amenda neachitate de 7.500, te ajunge la 100 de luni. Bă, de unde dau amenda? 100 de luni, va fi sentință cu amenda aplicat 5 ăsta, cu amenda achitate. Nu se poate, dacă vreți cauțiune, nu faceți închisoare. Google, oh, Google, salut. Nu cu bani, mă înțelegeți. Nu mai întrebați de radar. Ia stai să vă și buletele să scriu aici, să vă scriu cazierul. Ia să caut buletinul pe aici. Pe unde pot să fiu, doamne? L-ați găsit? Ți-a dat ție amendă. L-am găsit. Auzi ce mi se sufă aici. Deci tu, doamne. În căscuță că mi-ați dat mie amendă. Dumneavoastră v-a dat amendă? Așa mi s-a zis aici, eu n-am fost atent. Cred că m-am dat o amendă la dumneavoastră, doamne ferește. Cred că i-ați dat la domnul, că eu mai am 4 milioane. Da, mă, mai dăvă tu dumneavoastră, domnul. Dați-i 3 amenzi, înseamnă, că mai dați-i 3 amenzi. Vă dau eu. Stați niște că nu-i problemă. Bă, eu nu știu cum să-i dau amendă, mă, bine că ați văzut voi, că nici n-am văzut. Acum vă scriu cazierul. Bă, de unde dau amendă? Ajutați-mă, vă rog frumos. Nu găsesc, trebuie să trebuie de aici din poliție, nu? Nu se poate aici cum rezolva, domnilor. Da, nu cu bani, mă înțelegeți. Se poate rezolva, cum nu? Vă faceți pedeapsa. Bine, domnule, băi, uiți, mă rupe treaba asta că nu găsesc. Am dat avens mediu, nu e? Încep să încarci. Cazier meniu nu e. Cazier cere permis, confiscă, încătușează. Permis plătat, vom scoate în hivere și casivere. Acesta va fi cazierul nostru. Păi nu pot să dau amendă, mă! Poate să mă însuțească cineva la 10.80? A, și cu cazier acum, eu eram băiat. Am pus cazier. Băiat cu minte. N-aveam cazier, n-aveam nimic. Da, domnule. În cadeții de la secțiale intermar. Secundă, întorceți-vă cu fața mea. Colegul, dă-te și tu într-o parte, trebuie să-i fac o poză, domnule. Să-i dau masca jos. Da, e pus cele doamne, și le-ai picat? Continuă 10-20. Tragedie, masca și... Dă-te, eu te rog, cu fața mea, vă rog frumos, fața la mea. Băi, băieți. Din chat, poliție? Dați-vă direct aici, în camera, în aparat. Ok, spuneți. O secundă, fac poză și da. Vai de mama voastră. Uitați-vă cu ochii drept în cameră, timp de 3 secunde. Nu știu, frate, cum să dau. Dar nu poți să dai amenzi că ți-am blocat abilitatea. Gata, domnul. Dați puțin să reglezi aparatul, să se focuseze mai pe dumneavoastră. Gata. Bun. Vă scoate cătușele, colegul. Ești rugat să stai cu taserul pe el, te rog frumos. Sigur că da. Spatele mele, vă rog frumos. Aveți telefon sau doriți să vă dăm un telefon?
Spatele meu, da. Numai dacă mă uit, numai dacă mă uit. Cu ce vă certați acolo? Dacă l-am la mine. Uite, să mă uit eu în geantele dumneavoastră. Denis! Bă, cum ai ajuns acolo? M-am uitat în buzunare, dar nu mai... Nu vă să aveți telefon, că altfel se vedea în buzunare, dacă... Și oare... Vă avem dau un telefonul poliției. Da, avem aici telefonul cu fir, okay, la poliție. Ok. Avansa, da. Ia spuneți... L-ai telefonul dublat la colegul? Murim. Poftim? Bă, că aici am vestă. Spune-mi și tu, te rog, la avocatul domnului. Să-l sun eu? 10, 1, 10. Mi-e telefonul ăla. Nu știu, trebuie să mă duc la unul ăla de reparare telefon. Băi, vrei să-ți dau, să sun eu la cuc? Eu știu și cine e avocatul domnului. Ia spune, domnul, ce avocat aici? Pe domnul Coman. Comănescu? 604, 68, 604. Dar pe avocatul Ionescu știți? Domnul. Vreți să vă aduc un nou avocat? Am un 10-0. Domnul, ce noastră de două. Aulă, m-ați auzit, Ionescu, că vă obit în gând. E Losau ăsta l-a urmărit. Puteți să-mi dați un telefon să sun domnule. Domnul, stați așa puțin, că eu prima dată încerc să vă scriu amenda și mă bate rău de tot. Da, domnule, da, vă cred. După ce scriu amenda, domnule, de unde ar trebui eu? Ar trebui să scriu aici advanced menu pe foaie ca să pot să-i scriu amenda. La amendează acolo. Amendează, scrii. Domnule, acolo la... Spuneți-mi dumneavoastră unde, între ce categorie de aici îi amendează, că să dea naiba dacă deci... eu am amendează aici. Înseamnă că eu am ceva gen, la... sunt prea înapt ca poliție, să... La poliție, păi nu am. Sub advanced menu, sub advanced menu. Nu am, menu, am arată legitimația. Oameni ferește. Jur. Arată legitimația, păi cred că se strică legitimația. Că ia stai. Ați primit-o? Nu-i stricată, nu-i... N-am nicio idee. Stai că îi dau eu mizetul, stai, îi dau eu domnul. Trei deci dacă nu, de atunci eu tot aici mă uim, mă cert pe aici cu lumea în capul meu. Bă, nu ai ce faci, așa, nu ai ce. Deci eu nu pot să dau amenzi. O să-l strâng de gât pe de domnul șef acela. Nu îl cheamă, cred că DCI are sau ceva de genul. Spune. Unde ești? Ești tu. Deci eu n-am voie să dau amende, bă. Tu de obicei dai bani ce? Salut, am plecat, am dat domnul de față. Da, mie mi-a aplicat o că se mai fac căci de acolo cine pe. Da. No man. Come on your mom. Oh. Hey. Oh. A durut asta. Așa și mai moment de să vă dau, domnule. E de un beca, mă, ca domnule. Da, poate e stricat pixul domnule la colegul, la tine colegul, domnul nu știu, la cred că la colegul care are un limbaj neadecvat ar trebui să-i faceți un 10-38 pe salariu. Care e ăla? Bambucea. Bucea! După voce, nu știu. Poți am făcut, deci doriți avocat, nu? DNC, da, nu știu cum îl cheamă, băi, DNC îl cheamă sau DCI, nu știu. Dă-i tu colegul telefonul să-și pună el cartela. Sigur, dar trebuie să-i scoatem cătușele, nu? Da, spatele mele, vă rog frumos. Scoate cătușele colegul și eu să-i dau o telefon. Așa, e numărul 2. Opa. Vezi că ți l-am băgat în geantă, domn. Hai că îl sun acum. Rămâi aici, treci acolo. Îi produceți cartela dumneavoastră acolo și sună. Am și eu un sac cu jumecherii, nu e singurul cu așa ceva? 10-1 Snake. Ai, am și eu un sac cu jumecherii, dar ce eu am un sac cu jumecherii? De ce tu nu se pleca mezele de asta, nu se pleca, că nu aveți pas în pix. Bună ziua, domnul avocat. Se mai uită, mă. Haide, 11. Sunt în poliție, mă. Da, eu sunt domnul John. Dacă puteți veni aici până la... Domnilor polițiști, unde ne aflăm? La penitenciar, domnul, la Jilava, la... La Jilava, aici, la penitenciar, că am făcut ceva greșit și să veni să vorbesc cu domnii polițiști să vedeți cum stă treaba. Ce 4. Ok. Mulțumesc frumos, la revedere. De ce 3. La ora 7. Telefonul te rog. Dați-i telefonul. 10:39. Facem unul acum. Mamă, parcă e colț de pâine, colegul. Da.
Să-l încătușeam înapoi pe domnul? Mi s-a spus că în 5 minute ajunge. Am crezut că ți-a mai spus cu colțul de pâine. Trește, rog, la perete. Da, auzi-vă, îmi pune înapoi cătușile. Stai cu fața la perete. Îi pune aceleși cătușii, că presupun că te-ai obișnuit cu ele. Da, 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 deja. Știu cum stau pe mână. Bine, strâng. I-am făcut o cazere și pe calculator. Cum îi vezi, i-am pus acolo amprentele. Perfect. Cazierul pe f... Îmi place că pe discota aia gen, dacă joc, joc lider. Cum am zis? De unde știi tu că am joc? Am Edic. Te vede unde știi tu că am lider? Să-l fac chiar, să nu pierd timp. Cum mă uiți și o să... Ce miroase a protocolului, de unde știi că am din asta? 10-1. Meniu facțiune. Există membri. Sunt agent, mă, a, lider. Dacă se preface un domn agent, mă, nu am lider. De ce am lider? Nostru, îl pot ajuta să devină ce-ți dorește? Agent, cade, cade, agent. 10-3. Mamă, că suntem în poliție. Eu am unde le-am lider, frate, dacă eu nu pot să dau amendă. Aude, trece înapoi. Vă sancționez. Și uite, băi, cred că am un bug, mă, frate. Cred că am un bug, uite cât de greu îmi deschide poliția și voi aveți la fel? Suntem domnilor în poliția română. Poți avea cei și mergi cu el în patrulă. Da, nu, nu e interesant dumneavoastră. Ziceam să formăm și noi o conversație până nu vine domnul avocat. Nu contează ce grad ai, bineînțeles? Poți vorbeam noi. O să fie că sunteți foarte plictisit. De asta și fugi de noi, este? Că l-ați plictisit, nu? Nu știu ce-a fost în capul meu. Păi șumici, strângem 500 de like-uri. Văd așa pe moment, vă că v-ați servit de atunci. Nu știu ce-a fost în capul meu asta, nu știu, zici că... Vă asumați și deci prima dată vă trăgeam pe dreapta doar pentru neacordare de prioritate, că v-ați băgat în fața noastră da. Fără semnalizare, și fără nimic. Era un avertisment și atât, genul. Dar dumneavoastră nu a zis, eu am BMW, eu îi dau tare și nu mă prinde nimeni. Da, dar și noi avem Mustang. Și ați mers cu BMW și ați ajuns un alt BMW. Bine, nu era BMW, era smurda. Tu v-ați da destul cu BMW-ul. Bine, nu înțeleg de ce fi întors smurdul acolo, da? Smurdul venea după contrasens. Un stump foarte tare, până ce l-am auzit. Aolo. Fii cu băgare de seamă, colegul. Poate este avocatul, domnule, poate este avocat. Domnul, ce faci? E unul în roz, ieși la perete. Domnul, eliberați zona, vă rog. Mulțumesc frumos. E unul în roz, doborât în față perete. Așa e când ai BMW, ai talpa grea. Duhi, tu ce mai, cine mai conduci eu? S-au bătut doi indivizi în roz. Față. Unul a căzut. E un îmbrăcat de negru care stă acolo. Aolo. Bă, ce puneți portocalele ache așa. Bă, nu lăsa! Ceva fete pe poliție sunt? Pe Cristina. Să-i odăr băieții. Nu știu dacă sunt. Importate pe căscă să vă răcură. Dar tu care ești, mă, Edic? Care ești tu? Că nu știu care ești. Deci, dacă știi că sunt eu lider în poliție și eu nici nu știam că sunt. Și tu întreb dacă sunt... Domnul Peter, ce-o Peter. Poftim? Cu dumneavoastră, dar nu că... Așa îl cheamă pe domnul dumneavoastră... John Peter îl cheamă. Așa îl cheamă pe domnul de față, John Peter, da. E Peter Parker. Pentru că e John Peter. Nu e Parker. Care e numele de familie? Peter, domnul? Numele de familie? Da, domnule, da, Peter. Și de unde l-ați moștenit? De unde l-ați moștenit? De la bunicul. Am văzut. Dar care era... Cu doi de care cu doi bunicul ce era tău, din America, mă înțelegeți? În Pitești, am și poze cu tine, respect. Am zis și faceți puțin legătură cu Spider-Man ăla din filme. Da, exact. Și mie poze, exact. Dacă ai poze de pe trafic, trimite-mi și mie. Înțeleg. Mă întâlnesc cu foarte mulți pompiteși, mă salută, mă... Parcă se mănânc cu unchiul lui, știți, ăla de-a murit.
și cu parcă tine și cu nasola mai mare, doar că vezi nasola mai mare, da. Nu se. Întâlnesc cu mulți, pe unii apuc să-i salut și eu, pe alții nu mai apuc, și alții dacă vă uitați aici pe părul, dar prea nu crește părul și în spate. Îmi dă aici puțin, în rest nu prea mai e de părul. N-aud, nu văd, nu știu cum fracționează pe mine. Da. Fost comisar și comandant de poliție Rune House, am experiență adusă în viața mea cât și pe 5M. Păi ce căutați aici? Fost care ai fost aici, a fost comisar șef. Păi care ești? Nu, se bătă acolo și le-am spus să se sună la sport. Să vă tageți pantalonii, să nu rămâneți în curugol. Ce vă vreți să vă mai faceți? Crezi că aveți avocat? Poftim? Poftim? Am nevoie de personal, avem amic, de aceea l-am... Hai, du-te. Nu, dar nu știu ce fac să mă pișe. Nu le dau. Poate unde ești cu ei? Mă duc să-i ajut eu. Cheamă-l pe la smurda. Păi, ce cauți mai aici? Păi, plecați de aici. Ce căutați aici? Puteți să chemați smurdu, vă rog? Nu, îl iei și îl duci la spital. Haide. Păi da, nu pot să-l bag în mașină. Poți dacă vrei. Păi nu pot să-l bag în mașină. Păi... Poți. Dar nu pot să-l bag în mașină, asta e problema. Dar trebuie să-l iei în spate și după aia cu piggyback. Știi să-l iei cu piggyback? Nu știu, dar n-ai telefon să-l sun tu, te rog. Hai că te învăț cum să-l iei, nu? Te învăț. Uite așa trebuie să pui acolo. Te gândești la slash piggyback. Și okay. Îl iei în cârcă și pe aia poți să-l cari. Nu cu bă, nu l-ai luat bine bă. Eu te învăț cum să-l iei și tu le iei tot cu carry. Pune-l jos. Uite aici că-ți scriu aici cum să-l iei. P-I-G-G-Y P-A-C-K Piggyback P-I-G-G-Y B-A-C-K Crește tensiunea. Bă, ascultă aici, bă. Lasă-mă să-l învăț. Scrie în chat. Scrie în chat. Slash. P. I. G. G. Y. B. A. C. K. Și dai enter. Nu merge la mine. Îl împușc. Bă, dacă fii atent, dacă nu schi, bă, vino aici, stai lângă ăsta aici, vino aici lângă ăsta. Dar nu știu. Uită-te aici, stai că-ți arăt cum să faci tot, fii atent. Uită-mă, uită-mă. Uite așa, P, I, G, G, Y, așa, mă. Dar trebuie să stai lângă prietenul tău, acum scrie, dă-i la fel ca să-l lași jos. Dai la fel ca să-l lași jos, după aia te duci lângă prietenul tău, faci așa. Bă, copiază și tu, frate, când îl scrii. Păi și care-i faza, mă, că mulți zic de curcubei. La mine, în mafie, gen, vin foarte mulți playeri noi, frate, care nu au mai avut contact cu 5M-ul. De asta sunt mulți noobi, fac multe failuri, pentru că sunt foarte mulți noi care abia se apucă de 5M. Și ei când se apucă de 5M își aduc aminte, gen, își iau calcul și aduc aminte, bă, vreau să mă joc 5M cu periculum, păi ce trebuie să joc pe house? Mă duc acolo să mă joc cu el, înțelegi? E normal să se întâmple asta, pentru că eu știu foarte mulți care au jucat prima dată cu mine și acum sunt, bă, nu știu unde, știi? Știu de ce îi lași, îi lasă să ce exploită, îi lasă ce? Îi lasă să facă ce vrea cioaca lor, înțelegi? Asta lasă să facă. Așa, gata. Bravo. Bravo. Și acum îl iei și îl duci, bă. Îl duci la spital în Los Angeles, că e mai aproape. Bă, băiatule. Tu iară l-ai luat cu carry, mă. Ăsta iară l-a luat cu carry, bă. Nu, mă, nu. L-a luat în piggy. What the fuck? Îl împuși pe ăsta. Păi s-a blocat. S-a blocat. Dă-te așa, dă-te așa că-ți arăt. Dă-te așa. Păi da, s-a blocat. Da. Bă. Îl vezi, mă, că mă sui cu el, îl vezi? Vezi că plec cu el, ia uite, vezi? Mașina. Oh,
Ia-l cum te-am învățat și du-l de aici, că dacă nu te împuși și pe tine lângă el și nici nu vă chem zmurdu. Hai, urcă-te mașină și uși chem aici. Ăla-i, GG, motor de spital. Like și subscribe la bebe. Ce se întâmplă? Haideți și motorul. Dar băi, până acum am stat să-l învăț pe ăla, să-l ia pe ăla în spate, să... Mi-a crescut tensiunea, am vrut să-l împuși dacă nu puteam. Plictisit, am făcut 3 cazere. Domnul Blondu, sunteți avocatul? Da. Bă, haideți, poftiți. A plecat. A venit avocatul, domnul, nu în final a venit avocatul. Poftiți, domnul avocat. Domnul avocat, conform procedurii, vă lăsăm 2 minute să vorbiți cu inculpatul. What the... Ce faceți? Nu știu care-i treaba cu asta. Haideți, vă lăsăm 2 minute să vorbesc cu domnul inculpat. Hai, coleg. Special. Aolo. Am cam protesc. Am învățat o poziție nouă, coleg. Ce poziție? Facem foc și... Aha. De la regrupări trebuie să le știți. Păi da. Într-o oră înainte, toate alea. Domnii polițiști m-au prins. Într-o oră înainte, cum era, de voi, drepți, toate astea. Jonglez cu ele ca pe pâine. Și tot trebuie. Cum e să nu chem tu avocatul? Să mesc cu lanțul, că mi se lanță pe adică... Da, ce faci, băi, Alin, salutare? E că n-ai voie să fii absolut de la ora... Nu eram obțit, am fost, cum se cheamă, mi-am dat până la... Nu vorbesc ce să faceți, nu? Da. Asta îmi presupun și... Domnule, ia spune. Dacă e fraier, când ar veni? Aolo, buzatule, ce m-ai speriat. Nu că ești urât, că ai intrat tare pe ușă. 30 de milioane este cauțiunea. Dați-mi 15.000, 15 colegului. Ăsta în albastru. Uite ce față au ăștia. Domnii, dar voi cumva sunteți frați? Domnii. Așa, să vă mai dau încă 5. Sunteți cumva frați, domnilor? Nu suntem frați, neverișori. Sunteți frați, aveți nasul la fel, dar văd că unul are nasul mic și unul mai mare, domnul. Asta voiam și eu să zic, că dacă ar lua de la domnul de acolo și ar pune lui, ar fi... E tot ok? Da, domnilor, e perfect. Mai rămâne doar să-l băgăm pe el la pușcărie și gata. Da, domnul. Nu, gata, a plătit cauțiunea, nu-l băgăm la pușcării. Am glumit. Să plătiți cauțiunea, da. Am văzut ce zice. Ce să mai zic? Chirin numărul 3. Ce să mai zic, a cheltuit 30 de milioane, știți pentru ce, domnul? Am vrut să-l tragem pe dreapta, că nu a acordat prioritate și a fugit de noi, l-am urmărit și... Da, domnul. Hai, colegul, haideți și dumneavoastră. Domnul Cupăr Plop, m-a auzit? Da, vă aud. Păi, domnule, ce frumos sunteți, domnul. Eu nu. Cum sunteți, domnul? Mulțumesc, hai măi, ești afară. Cum vreau compația dumneavoastră? Mamă, dar ce lăsare mică la simpaticilor. Băi, buzatule. Poate să te frați, mă. Poate să te frați, mă, știi? Buzatule, e la fel de urât ca tine, bre. E la parcă e mai... Uitându-mă la tine și uitându-mă la el, sper că ești cam frumos. Buzatul e frumos, încă e mai... E mai... Sunt la jefui pe căi, bravo, tati. Bă, tu tot aici stai, mă? Doriți unii ca doi bebe? Nu. Nu? Domnul bebe are de la nu, am. Subțire în vârf și gros la început. Vege. Da, nu pot cu DB-ul. Numai cu MK2 sau Navi-ul. Iar s-a stricat, în clipă. Abonu! Acum ar trebui să meargă. Ia să vedem. Da, cum ați mamezul, aia știți mamezul după aia, pe aplicația voastră sancțiuni. Trebuie de făcut ceva la cheile astea. Domnul Buzatu, veniți cu noi? 10
ce barul, stai să parchezi și o curuleți, termala. Eu cred că de la firma care fac mașinile astea, nu de la Kia sau așa. Cred că așa din fabrică mașinile astea. Zatu. Adică că trebuie să dăm repede la secție, că o să vină o mică furtună. Aolo! Da. Dorează-mă, ha-ha-ba-ba, știi? Pentru mine și așa e bine că trebuie să ies un pic din oraș, că... am niște probleme, nu pot să dau amendă, nu pot să... nu știu. Cred că mă dau ăsta afară, mi-am pus. Dar ce furtună să fie? Vine din sori? Nu, una din asta mică, ha-ha-ba-ba, nu știu cum îi zice. Vine un pic de... În furtuna mare aia la care vă gândiți voi, haoro, nu? Vine un policică din asta, plâșc și gata. Da. Dacă dăm drumul ăsta trebuie să avem un motiv întemeiat, așa am auzit. Avem da, voie da, să le dăm drumul ăsta. Dar așa ai motiv, voi. Dacă ești pregătit și ai probleme, și ăsta ai motiv. Adevărat, adică nu-ți trebuie un întemeiat, gen, doar să ai un motiv. Eu câștigat. Cine? Poftim? Nu vă pe telefon, în ziar, pe Twitter aici, că a câștigat cineva ce gea. Și se scrie în cutiuri aici, în comentarii, gigi. La ce a câștigat? Nu știu ce. Păi nu știu asta, mă întreb și eu. Ah, ok. Chelimță, dar are cum să ai pe omologă, pe mașina asta, care deja mori, cred că 100%. Asta pare. Bebe, dar dune ați învățat așa de bine să conduceți elicopter, îmi place foarte mult cum conduceți. Experiența își spune cuvântul. Da? Practică. Cu drift ați intrat în helibet acolo. În aer sau cu drift și ați aterizat direct. Ce să mă... Da. Profesioniști vă ca și... Deci să la anunțăm și pe ăsta să vină la secție. Veniți la secție toți după ce terminați. Domn polițar, domn polițar, stați puțin. Stați puțin. Vreau să veniți întorpe de oameni. Vreau să știu ce ca sunt băieții așa de, pentru că mă iau la mișto și îmi dau amintele. La cadet. Nu, dumneavoastră m-ați luat pe mine la mișto. Sunt cadeți de frontieră. Ok, sunt cadeți și umblă cu mașina aia. Da, au tot dreptul, da, e mașină de patrulă. Vreau și să verific torpe două, vă rog frumos. E mașină de cadeți. Lăsați-vă, doamne, cadeți că o să puteți. Și voiam să zic, mai de mult în vremurile depărtate, eu am fost un om mai rău, pilot personal, spune. Și descoperisem o tehnică foarte importantă în momentul în care mă urmărea poliția și vedeți că erau polițiști care se țineau cu elicopterul după tine, Sky. Reușisem să fac, descoperisem eu o tehnică foarte, mă ridicam cu elicopterul mult de tot, ei veneau după mine și apoi opream motorul. Elicopterul cădea în gol. Și când mai aveam foarte puțin să ajung la pământ, dădeam drumul la elicopter și mă băgam repede printre blocuri. Ca în filmele Matrix, și nici în filmele Matrix nu e așa. Tot era calculat. Înțeles, aici a fost un război. Doamne, ferește. Iată-le, cine era? Buzată, ai văzut cine era ăla? Mă rog, știi tu? Cine? Ai văzut buzată cine e? Este. Uite și pe ăștia se certă, doamne, este puțin. Deci eu cred că unora dintre colegii noștri ar trebui să li se facă 10-58 pe salariu. Adică? Să trăiți. Adică să îi se dea amendă. Va pe toți de aici, dar era. Ce-i stati, mă, culturița ta? Cum e viața în poliție, domnule? Poftim? Cum e viața în poliție? Cum să fie, domnule? Domnul Bebe, suntem colegi. Ieși afară că te bat! Olu. Marș! Păi și eu sunt o cadet. De unde? Și de ce nu ești îmbrăcat, mă rog frumos? Acum, că aveam intrat. Acum? Am fost transferat. Stau aici. Acum? De unde ai fost transferat, băi? Hai. Din Zmord. Din Zmord. Te duci, te îmbraci în cadet. Păi și voi din Zmord vă puteți, domnul, ia-ți mașina cine și ieși afară. Cine nu dă live și mama lui e tatălui. Să trăiți. Mă duc, am un pic de treabă. Ce mai faceți, domnule? Puzatule, salvează-mă. Bă, dar la ora 8, la ora 8, buzatul, la ora 8, nu era 10:19. Să trăiți la un buzat. Din două în două ore. Da, da, ora 9. Așa am zis să ora 7, ora 9. Când m-am întâlnit cu el, că la 8.
pregrupare acum la 8? Să trăiți la muzetă. Și eu tot de 8 știam. 19 se face numai la ora 20 acolo. Ce-ți bă repede să uite în oglindă. Băi, lasă-mă, bă, să respiri și eu. Liberează-mă! Să trăiți, să trăiți, să trăiți, dar plecați cine nu are treabă, îl iau cu lopata. Cine nu are treabă, îl iau cu lopata. Hai să vedem, băi, spune, să iei un carc ăsta. Ăsta e un meniu din 5M, băiți. Pam 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 pam. Bă, ce scoateți? Părgați, băgați mașinile în garaj, băgați mașinile în garaj, dacă vă dau mașină. 10 minute v-am urmă, 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 restat, urgente, se audeți pe mână foarte mare. Zeci, nu trebuie, ne băg în mașină. Ia uitați, 4 milioane bonus după restart, băiți, intrați repede pe server, băiți, după restart, se dă 4 milioane. Bă, care aveți probleme cu banii, se dă 4 milioane bonus după restart, să intrați. Vine o ploaie de aia. Și 30 de house. Tornado vine direct. Direct tornado vine. V-am zis, v-am zis. Ai văzut la mediu? Ai văzut la mediu? Da, uite, domnul Bebe, cred că nu cumva dumneavoastră ai făcut meteo. Mie mi se mai spune și busul. Meteo? Busul, iauzi. Busul, iac. Nu știți pe busul de la vreme. Dar mai schimbă? Lasă, tu rămâi așa. Snake, știi ce facem eu de la ora 10 și facem de acum fiecare seară la ora 10, nu? Patrulea undercover, cum am făcut aseară. Fai, mamă. Prin Blasaus, prin Cruf, prin... Bă, da? Și cu Ruz, a fost și Ruz. Bine, eu am fost undercover, ei erau cu Bugat, eu eram undercover cu Madalin. După ieșit. Ia zi... Da, da, Chobi, tu ești, mă. Cine știe, nici Chobi, e Chobi băiatul ăsta. Nu, nu e Chobi. Chobi, e... Pe scurt, Hammer. Ciocan! Stai mă, mai zi odată cine ești? E Buzdugan. The one and only? The one and only. Ce fama? Right in front of de you. De cum te-am mai văzut? Pe cine e Buzdugan? Eu nu știu cine. Stai mă, lasă-l. Eu, de la nostru care a luat și a cumpărat Kevin Klein. Da, nu a făcut nimic și a cumpărat sigur Kevin Klein. Bă, dar de când te-am anunțat? Am avut un mic deces în femenii și de alea. Nu se face anul. Da, a avut de asta. Bă, ce am avut mai brăcat de negru cu cine e. Se face la 9. Nu că se face la 9, că nu s-a făcut la 7. Sunt și eu în poliție. Bravo, bun, ne vedem pe aici. Ce contează? Uite cât sunteți aici. Păi da, trimite-i. La 7 nu ești. Ești de pe căscuță dacă ești la gambe. Ce mai faci? 10 ore. Bine, mă. Stai și pe cine. Rămân aici ca să văd. Îmi bat capul. Mulți. Sunteți mulți acum, văd. Foarte mulți. Sunteți mulți ca des, foarte mulți. Uite, 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 uite. De cu 19. Asta v-am făcut de o testă. Lasă-mă că e bine să avem și noi cadeți acum că... Dar de unde s-au mulți toți cadeții? Foarte frumos. Da, înapoi. Da, să avem pe cine. Să avem pe cine să amendăm. Mai mulți cadeți ca să avem pe cine să amendăm. Sunt curioși de te-a mulțumit pe scadere. Fă-te linie, Aline. Părăsește-ți zona. Imediat, dar uite, colegul tău cu taserul la rus mi-a furat zebra. Și nu mai vreau să ne dea înapoi. Ce este? Tu vezi ce zebra îți dau eu acum? Fac zebra pe tine, ai 5 secunde să părăsești. Nu-i mișto, nu-i mișto, mi-a luat zebra din mașină, din portbagaj. 2 secunde. Zicătura, te bag o fabricație și dăm TSE-ul, îți văd. Geco, mulțumesc frumos, băieți, n-ați dat și voi aplauze pentru Geco când a devenit membru aici, băieți? De ce n-ați dat? Cu cine se vin, mă? S-au dat aplauze pentru Geco, nu mai știu. Mă, ce frumos sunteți, mă. Poți să-mi dai înapoi, dacă ce se vrea, mă, ce e zebră? Să ce e zebră? Deci fii atent, cred că e ceva care de la pescar, care... Mă, ce e zebră, mă? Ce e zebră? Uite pe ira, ira... Uite un opra, uite un opra. Thank you.
Au! Bă, nu-mi place de mașina asta. Mamă, ce decadezi frumos. M-am trâncat odată cu ea. Colegul, pune-te, colegul, că te bat. Așa, așa. 10 euro. Ești șeful la cadeți? Cine, eu? Dumneavoastră, dumneavoastră. Nu, nu, nu. Deja domnul vede. Mamă, dar domnul, de ce pe la revedere? Și ce are mască? Domnul. La revedere. Vreau să intru și în poliție. Bă, voi știi ce e? Vreau să intru și în poliție, vreau să mă angajez. Să moară eu pentru... Ce-ai scris, mă, acolo, Sile, salut. Ia, vină. Dă-te, dă-te, Sile. Păral, dă-te mai în spate. Sunt cel nou cadet. Bă, dar nu mai trebuie să mai facem repart. Nu mai trebuie să mai facem 10 noi. Ne cai bărăgă doamna. Păi ne ducem. Bă, drept. Pleacă mă de aici. Așa. M-am venit să cer și o sticlă de apă. Pleacă mă de aici. Și a venit să mă bat. Pleacă mă de aici. Pleacă mă de aici. Trebuie să te iau la bătaie ca să pleci. Da, o sticlă de apă. Trebuie să folosiți toți asta. Gata, poți să pleci, salut! Gata! Tu care ești ăsta, mă, dezbrăcat? Eu! Toți cadeții, învățați asta! Care sunt? E foarte important să țineți, să țineți minte, haideți! Eu le-am învățat pe de rost! Haideți, 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 haideți! Eu le-am învățat pe de rost! Mai, ăștia, doamne, pe tatăl nostru! Air Force 04, haideți, toți cadeți! Băi, dar dacă tu stai sus, să te duci aici. Ăsta se pune numai că se dau comenzile. Salut, colegul. Păi ăsta cu cască, cu șapcă, pardon. Tu care-i treaba ta aici? Am venit să fac o plângere și să mă așa angajez. Băi, bă, tu nu ai buletin, n-am cum să te angajez. Bine, atunci vreau să-mi dea zebra înapoi. Hai băieți, haideți, și voi, și voi, haideți, folosiți asta repede. Băi, asta se pune numai că se dă comanda. Păi pune acum un pic așa să puneți toți și să mă asigur că ați învățat. Uite ce frumos sunt toți. Mai ai domnul de aici, Brune, domnul Brune, pune și tu. Angajare, plângere. Pune și tu mâna la... la... la salut. Ca să nu mai fac plângere. Păi da, dar luam pe lici o comandă, dar nu, nu e, numai să văd așa că știți, le știți că sunt trei comenzi pe care trebuie să le știți. Sunt mult mai 10.33 în momentul ăsta. Mai avem drept. Cine a furat? Și asta așa. Cred că domnul ăsta. Care domnul ăsta? E de voi. Cred că e. Dumneata, ai furat apoi? Ce ți-a furat? O zebră din portbagajul mașinii. Eu de unde știu că a furat? Mi-a zis că mi-o confiscă fiindcă nu știu ce. Salut, salut, Gemini. Zebră? Ronaldo, salutare, reticule. Ce e la zebră? Ce e la zebră? Ce e la zebră? Băieți, eu vă recomand, băieți. Eu vă recomand să ieșim toți din oraș ca să fie bine și ne vedem după aia. Și fiți atenți, intrați, să intrați foarte repede să nu aveți bonusul. Ieșiți de pe oraș. E bonus? Au. Niște la ciucubei. Ce faceți voi? Cum sunteți? Băi! Hai să vedem, băi, ce avem noi pe aici pe desktop. Avem porumbei pe aici, uitați. Porumbei, porumbei, uitați aici, porumbei mei. Ăștia sunt mai loftele. Avem masculul ăsta care a câștigat niște cupe, uite aici. Locul general maturi, locul 3. Spune bine băiatul ăsta. Salut, bebe, am Blacklist, nu pot să mă joc? Poți, cum să nu poți. Durează restartul? Bă, o să dureze puțin, chiar nu știu cât, dar o să dureze puțin.
îl stici pe Dumitru Sebastian? Aia zic. Așa mă, băi și fete. Mulțumesc 509 like-uri. Ia o zi-l pe Xiaomi, băi. Xiaomi e susținătorul meu numărul 1. Băieți, am făcut 500 de like-uri. Aia e, suntem și noi cineva. Înainte, păi erau vremuri când făceam. Cred că recordul este undeva la 1000 de like-uri în mai puțin de 2-3 minute. Asta e recordul. 1000, peste 1000 de like-uri, mai puțin de 2-3 minute de când am dat drumul la live. Tu dai seama ce vremuri a pregul că nu-ți deschizi server, băi, nu-mi deschizi server, băi, tot aici o să mă joc. Ideea e că pe serverul House o să fie un wipe în curând și o să fie serverul cu totul și cu totul un alt server, cu multe modificări, cu multe update-uri, cu altă economie, cu nebunii. La tine nu e noapte că se vede pe cameră că e zi? E noapte, băi, asta e lumina de la... cum se numește, de la stâlp. E noapte. E noapte în Madagascar. Ronaldo, bine fac, tu ce faci? Loris, te pup, ticlu, mai ții minte? Băi, Loris, nu prea sincer, parcă știu așa numele, dar nu știu. S-ai schimbat și avatarul, cred. Eu eram ăla de spus de piggyback. Gata, băi, stai că uite și-a dat restart serverul. Că putem intra imediat. Să sperăm că va fi 110% diferit. Dar o să fie diferit cu siguranță. La Apple la mare vom mai avea staff. Băi, nu știu dacă o să mai ai Alex, dacă o să fie un staff bun, probabil că o să rămâi în staff, gen. Habar nu am. Nu vreau să zic eu ceva și să... Cred că poți să intru în mafie, sigur că poți, trebuie să faci roleplay, pentru că la noi în mafie se intră prin roleplay în mafie, nu poți să faci aplicații pe Discord și din astea. Te urmăresc de mult timpule, pe bune zic, de când ai făcut prima dată serie cu Hitman. Da, Loris, pe asta zic, cumva mi se pare că cât de cât îmi aduc aminte, dar na, dacă a trecut un an, doi, crede-mă că uite, multe în ultima vreme, chiar uite multe. 520 de like-uri, băi, vă pup, prietenul meu a spus și nu dă la Iisus, că e mama lui tatălui, aia zic. Dă-mi și mie ad pe Discord, pentru ce să-ți dau ad, mă? Dacă ești la mine pe Discord, Silviu, poți să-mi dai mesaj, fără nicio problemă. Bă, stai mă, cred că trebuie să dau cu connect, mă, frate. Hai să dau cu connect. Dăm pe ăsta aici și dăm cu connect. La unde trebuie să intru eu la... connect. Stai să dăm cu connect, băieți, că de-aia nu o să meargă. Stai mă, că l-am un... unde l-am? Pe chat. Pe chat l-am pus aici sus. Dar n-am connect-ul, bă, că mi-ești picior. Hai că le-au mai așa mai repede, le-au de aici. Intru pe YouTube, Bebe Moise. Le-au mai așa. Ce tare m-au dat așa și am aici IP ăsta. Dăm înapoi. Dăm așa, connect, pac. Ai văzut că așa se conectează? De atunci de când te certai tu cu Anders și aveți casa mafie acolo pe plajă. Oho, chiar că Loris, chiar că vremuri din alea bune. Și pe serverul nou se poate juca și cei cu ban sau jail? Îți dai seama că o să se scoată, o să fie wipe. Nu o să mai existe chestii de genul. Te auzi în joc încet, nu tare. Ce păcat că am luat bătaie la turf. Hai mă, albanezul, ce? Se încarcă, mă? Se schimbă serverul? Nu o să se schimbe, o să se dea wipe, dar nu știu exact când. Peste 2-3 săptămâni, cam așa, chiar nu știu exact, nu există o... Nu se știe, băieți, când o să fie un... o dată. Păi, tu mai ții curcubeu? Da, atunci o să mă apuc și mai rău de curcubeu, gen. Facem recrutări, o să avem multe chestii de făcut.
Să fim la început toți, o să trească să strângem bani, să, oh, să fie mișto. Să am nevoie de oameni. Hai, salut! Salut, salut! Am intrat, cred că prinde plin. Doamne ajută! Asta înseamnă să fii mafiot. E, deocamdată cadeți și dumneavoastră, agent. Bă, unde mi-e caio, bă? Voi aveți voi cu pistol din ăsta, domnul cadet? Mm? Cu pistolul ăsta, nu. Dar cu care pistol aveți voi? Cu acesta. Acesta. Nu neapărat roz, dar așa mi l-a făcut. Am înțeles. Foarte mișto. Da, domnule, ce s-a întâmplat cu tine? Bună ziua! Dar ce ești îmbăcat așa, negru? Bună ziua! Stai! Mă duc să-mi iau și eu niște armă. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, așa că mâna! Salutare, fraților! Mama, domnul! Ce faci, colegul? Ce fac? Bună ziua! Ce șapcă fai, colegul? O dau jos. Uite, dacă poți să dai bravo, Ciprian, da, mulțumesc. Bă, dar uite că mi-e tot un mult de greu, frate. Și tu, bă, tu ce faci, mă, cu masca asta și cu ochelarii, a? Nu pot să dau amendă, bă. Nu pot să dau amendă, băieți, nu pot să dau amendă. Eu sunt băgui, mă, cumva, nu știu de ce și... Colegu! Stai puțin aici, stai puțin aici. Bă, dar n-am putut să trag de voi. Vreau, mă, să ne asculte. Vorbim noi aici. Băi! Salut, domnul! Străzi mai faine? Dar crezi tu că îmi face străzi la ceva? Ia să-i... Nu face nimic, mă, frate, străzi. Nu face nimic, străzi, să știi. Domnul, dar cum vă cheamă pe dumneavoastră? Popescu Andrei, de ce mă întrebi? Popescu Andrei? Yeah. Dar dumneavoastră cum ați făcut să deveniți cadet? Am fost agent. Am fost în fiecare zi aici și am încercat să ajut și să-mi fac treaba. Ah, ok. Am tăi băieți. Să știi că te iubesc foarte mult, domnul Popescu Andrei. Mulțumesc, apreciez. Aveți un bandaj? Nu se schimbă nimic cam ăla astăzi. Bebe moise, bebe moise. Bă, ce-am primit acolo? 100 de DK? Salut, pregul, cum ai joci Daisy? Ionut, Salin, Iancu. Băi, am jucat și în weekend. Nu știu dacă ai fost pe TikTok. Am fost live pe TikTok. Domnul. Da. Aveți cumva pistol din acela auriu? Da. Eu. Ai din ăsta așa? Da, l-am în mașină. Dacă vreți, vii la mă. A, că o să călai la tine. Dori sau nu? Dacă l-ai la tine, da, dacă nu, nu am vreau să-l văd. Mă rog să-l arăt. Nu, 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 stai niște că te cred. Ați niște bandaje? Domnul cadet, l-ați văzut pe domnul Chini? Mamă, zi-mă cu teme! L-ați văzut pe domnul Chini? La urețul catalan, nu știu. Mulțumesc pentru donație, Ionuț. M-a dus să dau tot cu termala. Dai 5-6. Îmi pot scoate Blacklist să te ofumă? Nu, nu pot. Din păcate, nu pot. Auzi, bre! Bre, mă auzi? Stai, bre! Mă întorc imediat.
termala. 10-4, bebe Moise. 10-4. Ne veniți înapoi? Sau nu? Oh, ce-am făcut, băt? Avem un medic granit aici. Care trebuie să-l ajut, ca asta e datoria mea. Mamă, te-au chelit băiții. Te-au chelit băiții, domnul. Circulă. Salut, colegi. Nu știu, așa l-am găsit. Să trăiți, domnilor. Aveți un coleg de-al dumneavoastră rănit aici vis-a-vis de Peco din Paleto, da, la 1013. Am înțeles, domnule, acum să trebuie un echipaj. Vă rog, veniți. O să-i tag eu mașina domnului Silva aici. Circulă, domn. Circulă, circulă, nu te da jos că te arestești, te trimi la pușcărie, circulă. Alo? Alo? Da, sigur că te aud. Rog, ajută-ne, avem o mare problemă. 4991, fol să dispară că ne terorizează, dacă să te rog eu. 9961. Păi și voi nu puteți să-l duceți în vie sau ce? Nu, avem cum, face de toate. Ne chinim de nu știu 4. Când. Luăm sare jos, 49961. Hai că-l rezolv eu acum, mulțumesc. Mersi. Băi, ia uite mă, ieși-mă, ia uite mă, ieși-mă nebunul. Ieși-mă, frate, mă, că n-am văzut că am trebuit. Vezi, adon, bebe. 4. 9961 Troll. No, no, no. I-am dat și eu pe sufletul lui, i-am dat. Circulă, te rog frumos, ca să nu te duci după băiatul ăsta. Eu? Și tu și ăla cu Audi. Circulă, nu stați aici. Circulă, 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 te rog. Păi da, dar aici nu e zona stelor și aici nu e stradă. Dacă tot ai tras pe dreapta, dă-te jos, dă-te jos. Permis și buletin, te rog. Sigur. Permisul aveți aici, am aici portofele. Nu știu. Băi, dă-te, du-te în mașină înapoi și pleacă. Ia uite-ți. Băi, rămâi aici, rămâi aici, dă-te jos. Să-mi iau permisul. Nu ți-ai nimic. Băi, rămâi aici, n-auzi. Dă-te jos! Să ne pat, că mi-e frică. Rămâi acolo, rămâi acolo, mă, nici n-au ce zici. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat, domnul, vrei și tu un taser, te-ai dat și tu jos să vezi ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Ia-ți mașina și pleacă de aici! Îi iau pe ăștia ca parahul. Nu-l am motorul, nu-l tractă. Mamă, domnul doctor, cât a stat până ați venit. Ocute-mă pe motor și pleacă. Păi te-ai data viitoare, nu te mai opri dacă te grăbești. Am înțeles. Hai, liber. Te trăiți.
33, domnul polițist. 33 acolo. 10-33, calmați-vă. Ce s-a întâmplat aici, ca să scrie și noi pe ședă raport. Ce s-a întâmplat aici? 10-4. Nu știu, eram... Da, ce s-a întâmplat, scrie și noi pe ședă raport. Eram cu elicopterul și l-am văzut pe colegul vostru rănit aici și am coborât, am sunat la ăsta, nu știu ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Mulțumim că ne-ați avertizat, domnule, ați salvat un coleg de-al nostru. Păi, dar normal, că și voi mă salvați pe mine. Să trăiți! Să trăiți, o zi bună, spor. Să trăiți, ne-abia... Trebuie să avem grijă de medici, că și medicii au grijă de noi. Medicul ăla stătea aici până mâine dacă nu îl ajutam, înțelegeți? Dar fiindcă l-am ajutat... Ce avem aici? Un rănit sau? Mai e unul care fuge. Avem un rănit pe aici? No. Unde te duci, mă? Cineva să se ducă după audio ăla alb care a fugit. În ce parte a fugit? A alergat. Colegul, în ce parte a fugit audio ăla alb? Să, prin fața la secție, se duce acum coleg, încearcă să-l prindă. S-a dus deja un coleg. Da, altul găsit, da, altul găsit. Toți cadrii de la garaj în linie, acum, în momentul ăsta, dacă nu... La asigurări, în față de la asigurări. Nu, este pe malul apei, se duce spre Peco, se duce spre Peco din, de la ieșire din oraș. E fix aici, pe strada principală, la noi, la Peco. Se duce spre autostrada de la Peco. E în intersecție mare, face dreapta spre oraș, pe principală, vine spre principală, spre secție. Travis, eu vreau să zic ceva cu tine, dată-vă că plec. Mai e cineva în urmărire la Audi alb? Da, înțeleg că nu. Audi alb, băieți, este la vamă. Vama mare, până în vama mare. Autoturin se află două persoane. Eu dau informații pe aici, dar e nimic, bă.
Audi este la vamă, băieți. Susținător de elită, băieți. Da și voi aplauze pe chat, vă rog frumos, pentru Alinca a devenit susținător de elită. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că e creuceanul rău de tot, băieți. Ionuț, mulțumesc foarte frumos, Ionuț, te pup. Mamă, avem mediu, caută plăcuț. Trebuie să fie cu spațiu aici. Audi RS Valentin 72 7-2-8-9-1. I-am găsit CNP-ul domnului. Căutată, nu. Spațiu. Îl dăm în urmărire pe ăsta, băieți. Îl dăm în urmărire, băieți. Cazier. Avens mediu, wanted menu. Adăugare, wanted ID, fuck. Jucătorul a fost dat în urmărire. Gata, băiți. Ăla cu Audi a fost dat în urmărire general. M-am descurcat bine, băiți, cu Antedu, cu ăstea. Aha, ați văzut cum i-am găsit Audi? Am văzut că a trecut pe ăsta, pe la vamă. Camera de filmat i-a luat plăcuța. Eu am înregistrat plăcuța repede, hau, hau. Colegul te ajută la 1080 cu BMW-ul la verde sau ce? Colegii, vedeți că a făcut dreapta, e în dreapta voastră pe calea ferată băgat. Mergeți în față, faceți dreapta. 1080, colegii. Bă, ăsta cu Audi, ți-am zis unde să te duci, să ai să faci dreapta, unde te duci? Nu erai tu în urmărirea unui BMW de culoare verde? Mamă, eu cred că nu mă aud ăștia pe stație, frate, intru din nou. Colegii, mă auziți? Colegii, mă auziți? Bă, ăștia nu mă aud, frate. Colegii, mă auziți? Da! Mă auziți? Mă auzi și acum? Da, colegul, zi! Era cineva în 1080 după un BMW de culoare verde. Poftim? Eu BMW-ul. Unde-i BMW-ul, zic? Păi da, ți-am zis unde să faci dreapta, întoarce-te înapoi, țipam la tine unde să faci dreapta. N-am fost pe fază. Vino cu aici că i-am găsit. Dă BK, dă BK. Nu pot să dau BK, vino la 10.021, 10.023, la clădirea mare unde v-ați lovit voi, acolo sunt sus pe clădire. E vorba de o singură persoană, de sex masculin. Băieți, avem și noi nevoie de întări la 1080. 1078 la 1080. Locația este 1023. Veniți în spate la calea ferată, suspectul încearcă să se suie în mașină, mașina este avariată. Vine cineva aici? Băi colegii, cine vorbesc mă și eu mă? Păi corect mă, așa mă, să face, corect să face așa.
10-10, 10-0, colegi. A ieșit din oraș, mă, când a văzut că e mașina stricată, a ieșit din oraș. Păi zi, salut. Colegii, pot să dau un șurie loc? A dat la secție. Am văzut și eu să fac, n-am cu cine, bă, nici în poliție, n-am cu cine, bă, le zic, le dau informații, nimic, frate. Bă, dacă aș fi avut și eu vreodată pe unul care să-mi dea informații așa... Ai încercat. Intenția contează, lasă. Băi, colegii, cât am plâns și eu pe căscuța acolo, colegii. La 10-80, la alea, dădeam informații brânză. Bă, dacă aș fi avut vreodată și eu pe unul să-mi dea și mie informații, așa. Corect. Colegii, poți să dau la mă mări, bă, la cu elicopterul până a ieșit din oraș. Lux, nu... Aoleu. Îți dau informație bună. Se mai fac în poliția română. Madalena, vorbește bă, strac. Întâlniți cu Madalena dacă ne trimiteam pe tine. Domnul Contelini. Frumos cu domnul. Ia zi. Bat. Hey. Stai, stai. Până acum, că nu te-am auzit. Îmi zice cineva cine e fondator? Cadet. Păi intră pe serverul de Discord din descriere și vezi tu. Ce e cu eu, acest individ? Dați colegul să umple în linie aici. Da, se fac. Cei care mai sunt pe căscuța de pe plicația albastră, părăsesc cei care mai sunt pe căscuța, vor primi 2 din 3. Am voi căscuța, pune mă. Țică de apă, vezi cum înainte. Unde trebuie să fim, băi? Te arătăm și mie. Trebuie să fim pe vreo aplicație, ceva sau ce? Nu, erau niște băieți. Salut, bebe, mulțumesc că sunați. Te pup, Cătălin. Păi, dar normal găsim mulți dacă ne dă pensii din aia gratis. Hai, ieșiți aia, dacă mai mă pune pe acolo, 2 din 3 sau direct. Bă, trebuie să intrăm sau ce trebuie să facem? Trebuie să intrăm sau ce trebuie? Nu trebuie de ieșit, că sunt foarte mulți aici pe telefon, foarte mulți. Mai mulți ca la ședințe suntem. Păi da, aia este, frate, dacă să dau bani. De ce ai păr roșu? Mi-ai furat părul. E, na! Suntem gemeni. Toți ieșiți, toți ieșiți de pe căscuță, dacă v-am prins acolo pe căscuță, aveți 2 din 3. Care căscuță, mă? Asta a noastră sau căscuță? Care căscuță? Mai puțin mult. Trebuie, nu trebuie să intri pe căscuța de albastră. De pe aplicație telefonului acolo. Domnule, dau știi, dacă îmi dați, vă rog. Nu avem, la magazin acolo. Cum merge el după tine? Bă, du-te-n treaba asta acolo. Bă, să crește, crede, înțeles? Câte să părăsiți? Dă-și-mi iau apa, ai? Ia. Deci ce trăiești trei, să zicem, așa, pe noroc. Uite că a revenit, că ce-ar intra un pacic ca... Să mă fac recrutări, nu știu, Cătălin, vii la poliție, întreba, par n-am, nu vezi că suntem aici. 2-5-5-2-3. Și aflați bijul. L-am dat-o, adică. Las că să ucide icotul, să discurc ei. Băi, merge și voi puțin mai acolo, că nu mai se împing cadețe și... Cum mare nea, bebe aer. De pe lumină, du-te mai încolo. Stai pe unde te mai împinge mine. Lasă-mă într-un loc cadeți. Bă, nu te mai împinge! Aoleu, ți-a adus poliția dacă te-am intrat la pensie. Bun! Salut, domnul! Portugan! Nu trebuie, trebuie. Hai să nu mă dau puțin. Vezi că eu sunt undercover, vedeți. Hai să nu mă dau puțin. Hai! Să ne omorăm. Ia. Un. Salut, bebe. Salut, salut, șumite, păi bine, gata și mi-e prește, pui și eu șume. 2 la 5 și... Am făcut 7 de like-uri. Deci 12, 15 avem aici acolo în față, foarte bine. Da, da. Cum e 16 cu domnul englezul? Cât? Eu nu sunt acolo bomba la ulei. Aha, domnul englez. Doamne, stai... Bă, răzvi, mă sudați. Bun, deci 15 cu noi, 1, 2... Ai intrat înapoi în poliție, mă? A, nu. 1, 2, 3, 4, 19. 19. Probabil, da.
Da, bine, băiatul. Bine, cine e băiatul cu pălărie ăla? Fără-te-ne, fără-te-ne, da. Suntem 20. Mm-hmm. 20. Băiatul ăla de la armată. Nu, băiatul ăla e de acum jumătate de an, nu mai e. Păi și atunci ce căută aici? Acum jumătate de an și a fost... Da, să intre înapoi, se arunca problemă. Nu știu, nu mai. Nu-l împușcați, e fost coleg militar. E buzdugan, e era instructor militar. Păi vedeți că... Buzdugan ăsta negru. Spuneți-le că îi sunăm noi când facem din asta cu micii. Are să facem toți poză, dacă zic. Poză rapidă, în timp. Da. 10-1. E salonea Dani. Lasă, bei cu căsă și zic, trebuie să stăzi... Oh, dar ce nervos e buzdat. Mă frâs. Și eu mă scăzut. Mamă, de când am mai fost așa? Trebuie și eu lângă tine. De ce pot? Stai să mă pun șoc. Nu, stai cu întrebă. Lasă mâna la jos. Toți cu mâna la cap, toți cu mâna la cap, toți cu mâna la cap. Care e toți cu mâna la cap. Pentru noi înainte, toți. Pentru noi înainte, haideți, haideți, haideți să vă pe toți. Bun, știu. Am o gândire reflectorizare. Să pună pe la gol. Spuneți-i pe la engleză să pleci acolo, că strică tot. Du-te mă englez deci, du-te mă deci. Să-ți pui un tricou. Până la cap, nea bebe. Englezele, du-te de aici. Că nu-i tot spune-te mâna la cap. Așa că... Nea bebe, mâna la cap. Lasă-ți-mă. Deci nu căpem în poze, ești nebun. Căpem, stai. Hai gata, nu mai vorbiți. E că fac și eu poze. Și zic altceva. A trezit mordul. Am făcut și una. Ați făcut? Da. Stați puțin să pornesc, pornesc drona, fac una din... Da, fac și eu între timp. Să-mi pun rezoluție la ok. Ce fac aia de acut? Lansez acum drona, mă duc să vă fac o poză. Întrebare 200 de puncte. Ah. Vă plac femeile? Ce? Stai că acum poziționez drona. Vă plac femeile? Cum să zic? Ma. Îmi plac Kirioshi. Cine lasa drona? Să se ducă să facă și din alte cadre și din părți, știi? Poză. Gata, mă lăsa. Poți din părți, puțin, nu mai din față, poți din stânga și în dreapta. Știi? O, te lasă, nu? Da, lasă preot. E preot cu ceva număr, bun. Eu sunt intrat la pensie. Ești la pensie? Da. Ești la pensie? Da, oare. Asta s-o dată, dar să nu vorbiți, că... Să nu aveți gura deschisă în poze. Da. Nu mă rad, Ios. Bun, gata poza? Cred că da. S-a făcut preot. Și eu nu mai spec, da. De unde mai vreți poza? Am făcut din mai din lateral, din față, de unde mai vreți? E gata, e făcut. Din spatele nostru. Da, din spate, mă, da. Ce, mă, faci poza la cui? Să ne vedem bucurile. Păi, fă de sus. Fă de sus de tot, adică știi. Pe Dana. Fă de sus, adică. Ne vedem bucuțele. Păi că te urmăresc de 6 ani. De ce mă duc la bucuțe dacă n-ascultați? La buci? Aoleu. Domnul Bebe, pentru și dumneavoastră mâna la cap, vă rog frumos. Scuzați-mă, iertați-mă, eram în gândurile mele. Da, da, da. Am văzut aici în oglindă, am văzut încă în dura sus, acolo în lunetă. Am pus-o atras în oglindă. Prin părul, dumneavoastră. Ia uitați-mă. L-ai jignit? Bună, să-l strâng. Ia-o pe-l-mă și pe ăsta. Da. Am postat acolo, pe aplicare. Aia, sigur. Ma. Gata? Ce ghicean tu ești? Pericol, eu sunt pe roz și sunt șeful. Eu sunt Travis Scott. Șeful cui, mă? Gata, bun. Și-a gata. Revenind. Stai să mă prind aici.
Acum intră și bun, deci în față voi rămâne numai eu cu domnul Hitznic. Mi-a fost comunicat prin căscuță. 10-4. Vino mai aici. Mă linie, mă. Băzatu! Băi, eu nu-ți alinie. Unul dintre cei mai vechi de pe aici, ia în seama. Ia o secundă să... O, o secundă. Dacă chiar mă urmărești de atunci, John. Ne trebuie un heli pe mai mare. Ia cu ăsta. O să fiți prea mulți, o să vă țiți acolo, în stânga. La guide. Dar de ce? De ce, domnul, că putem, putem face în stânga cadeții aici, agenții și cealaltă? Nu, stați tot așa, ia uitați ce frumos. E prima oară când văd aproape tot heli pe duplin. Prima oară în viața mea. Băi, mai vreau și heli pe duplin. O să te petrecem cu jos. Dar o linie din heli pe. Colegii au nevoie în autorii la două oare. Da. Vă la bătă, mai, ce s-a întâmplat aici, băi? A adus cineva peste mine. A. Salut, salut, bună seara, colega. Să trăiești. Dă-te mai încolo. Colega. Dă-te mai încolo, mă. Dă-te mai așa. Dacă a scăpat să pun. Nu vă mai. Nu vă mai citați că ați toți puteți smut, nu-i frumos. De 11 cadeți. Doamne, ferește, e bun. Mulți. Deci... Nu mai venit. Are regrupare de ceva timp, aș zic că e momentul să ne împărțim totuși, nu-i așa, domnul Hitznic? Da, nea. Mama este... Plin helipedul de mare. Suntem acum, că văd că mi se pare că ați mai venit. Mamă, câți poliți? Păi bă, adică nu vreau să mă laud, dar au prins câteva clipuri de poliție și îți dai seama că au venit. Dacă te uiți ăștia din dreapta mea, toți sunt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 cu tot cu mine și Snake din față. A, de brec, sunt mulți. E bine. E bine că dacă vreau să mai vine și în poliție. E cineva care îndrăie la regrupare? Cred că 5-10 agenți numai astăzi s-au angajat. Ei, ei, dacă nu... N-ai mai venit, Andrei, pe aici și tu. Ieșiți de păcăscuță, vedeți că sunt oameni și fiți păcăscuță, nu mai vorbiți de nimeni, nu mai vorbiți niciunul. Ați făcut echipe de acolo. De asta am intrat, Brie, de asta am intrat, auziți niște oameni căscuța aici. Aha, dacă căscutați undeva. Vedeți că sunt ăștia Rozalii, îmbrăcați pe Rozalii, încătușați-i pe toți, încătușați-i pe toți. O secundă. Îi bat! Englezule, scoate-l pe armată! Trimite-i banat! Toți cu îmbrăcați în roz, luați-i. Asta i-am călat pe mese. Mulți s-a dus și ăla. N-am unde să-i dau un pistol. Unul în roz fuge. Cu stucane mă mai... Ne mă răzvin. Maxineta, nu mai știi? Știi ce-am făcut? Toți în roz, luați-i de căscuța. Am avut treaba, am ajuns la niște căs să-l fac în box și am avut treaba. Las să te am înțeles. Îl văd. Pe munte. Pe munte. Luați-l. Nu știu, dar vedeți care e informațiile. Da, ăla în roz? Da, n-am gloanțe, doamne. E pe cine. Mă duc eu după el. O să iau termala pentru urmărire. Du-te, ia-l. Unde-i termala? Unde-i? Tot în față. Toată poliția, uitați-vă pe chat-ul nostru de la departamente, pe aplicație, uitați-vă acolo, intrați pe căscuța. E cu bicicleta, să știți. Vă sunt, vine spre mine. Da, exact, se întoarce spre voi. Coboară spre vama mică. Dă-i glonț. E la vama mică, nu am glonțe, n-am arme. Nici eu n-am glonțe. Stați liniștit, sunt în urmărirea lui. Urcă înapoi la șine. Toată poliția a făcut căscuța anunțată nouă. A patru, ia! Dați-i glunți, aveți băieți, dați glunți. E pentru... Pe strada principală. Să ne pe strada principală, da. Omorâți-l. Haide, sunt pe căscuța postară, vorba de toți. Intrați pe căscuța nouă anunțată. E corect.
Unde s-a suit, mă, mașina de poliție, unde s-a suit? A ieșit din oraș. Haide tot pe căscuța nouă. 12046. Intrați toți pe căscuța nouă. Hai, hai, banat, hai, postiți, o să-i dai tu sau îi dau eu? Ce ne uităm pe, pe cine să ne uităm pentru căscuță? Toată lumea pe căscuță nu a anunțată. Aici, la noi. Ah. Mai știu cât era, mă, 250 sau 150, cât era? Mai știu cât era. Dau 200. Nu, am fost, am fost dat tichet, spune. A, o să te întreb un fac de preț. Păi și ce urmărisem și eu frumos. Aia zic, domnule, aia zic, 200 să zbori. Hai că era smut aici. Să obosească acolo. Bă, e al doilea care... Aici, domnul bebe. Nu mai ești rezolvat cu problemele. Zaz, acolo la penitenciar, nu te rog să bătut. Acum aș te rog... Suntem 8 cadeți din 11. Băi, sunt ăștia pe rost, băi, pe rost care fac nebunii, nu? Să bă, pijorul. Penitenciar, azi la fel, pentru făcut nebunii să băteau față la penitenciar când eram cu domnul Bebe. Acum, fața sexy se dă căscuța. Ce-a făcut ăstea? A dat căscuța? A dat căscuța, da. Ca corupția asta. Oh, cred că a fost ceva mentă, ceva. Ceva mică. Cred că, da, le-a plătit cineva să spună. E corupția asta, mă, dacă vedeți. Trebuia să ducă la Mos acasă. De ce unele persoane ies din joc când știu că o să... Că nu știi, Baldur, și de 10 oameni. 10 oameni, 10 ai spus? 10 oameni, 10 oameni. Michael Place, îți nebun la cap. Mădeis, Mădălin, salut. Da. Băieți, mai avem un pic și facem 3 ore de live. Dați și voi un like acolo. Hai să strângem 600 de like-uri, putem? Putem să strângem 600 de like-uri, ziceți. Vând Lambo acasă, pune poză cu el. S-a făcut cineva bun? Da. A făcut cineva bun? Cine a făcut bun, da. Deci? 3-4-1-8. Ce-am Wintere? Stai, mă. Stai, mă. Pun Bitcoin. Mă răspund eu la bonor, dacă vreți. Băi, dar el și trage la tine, bă, ne deranjez pe toți aici că a făcut unul. Mă, am dreptat. Toți înapoi, vă rog frumos aici. Care mama, mă? Săracu-n gen... E winner. De că l-am pușcă. Mă! Eu te... Gadget-ul, mă. Ia, ce-a dat-o, mă! Bă, care-ai tras, mă, domn de la Dicot? Aaa, eu te-o ce-a tras. Bă, ce-o tras Dicot-ul. Nici măcar l-am pistol. Eu l-am tras, că... Nici l-am pistol. Mă, frate, o ce știu, dar nu știu ce-l-a făcut bonul. Hai băi, cu 600 de like-uri, băi, hai, încă 19. Mama, nu e ta ta. Poate găsești și o femeie. Ați intrat toți pe căsuța, nu? O femeie puternic dezvoltat. Se aude? Cu cioacă, adică. Am, dar aia, dar mă atătoare. Stai, ăsta, ai primit bun? Aici. Păi, buzdugane. Eu cred că te știu pe tine, bre. Când bă, știi că da multe ani de apătit. Cred că ne-am mai întâlnit, a, mă, gata, știu, ne-am mai întâlnit. Principalte zone, da, alea, dacă mai mă știi, făcerea da, la nebunatic. Uzați-mă un pic aminte, dar nu eram pregătit pentru chestiile astea momentan. Da.
mai chiar nu eram pregătiți atunci. Pentru ce chestii, domnule? Are cineva să mă ferici cu sticlă cu apă? Da, tu recuscuță și chestii astea. Eu m-am îmbrăcat să fac niște ce? Niște cola, ceva. Niște colagen. Am și eu. Colagen, da. Colagen. Poți să-mi dai și de la pomană aici. A, uite câte-ți vine. Dați câte... Eu vă dau. Le dau de pomană, da. Mi-a murit mamă. Bă, a venit salariul? Du-te mă lângă Bectu. Este Kim. Dau-l o căscuță? Ești aici? Și eu ia, ce femeie avem pe Tinder? Roxana. Caut prieten gagică, 19 ani. Dăm. Podrina, 21 de ani. Ce să fac în care? Oameni buni. Adam. Eu zic că ale 12 ani cel mai bune, zic eu. Am avut și una. Andreea, sunt mai mama din. Cine se vine cu cine? I-am dat. Lasă-l. Toți-ne apoi linie, vă rog frumos. Seba. Du-te și domnule, că am primit ordin în căscuță. Toți-ne afară de mine și sneg. Bă, îmi dă mai urâți, bă. Răză-l, du-te și domnule. Nu mai e loc. Antonia. Ia uite și eu asta. Ancuța, ține mă. Pe căzut. Îi dau și eu asta. Ce mă ești pericol, ce să zic mă, gamer? Madaline, ce ai făcut, ți-ai schimbat numele? Madaline Gloves Gaming. Gata mă, lasă grade. Tinder-ul. Ești legendă? Cum se vrea la muncă de altul la episoadele tale? Insta-pic cu celălalt. Mă bucur, Madaline, că găsești un... ceva ce-ți place în episoadele mele, gen, te uiți, râzi. Nu trebuie să rămân mai cu snecăci. Unde-s mai serioasă, ai la televizor, Caterinca? Răzi fii. Spike se numește. Se numește Spike. Gata. Du-te și tu, nene. Da, gata și. Te mai și tu, Bruce, gata, deci. Stai, uite aici, stai, vă pun eu. Mi-a ela. Ua, mi-e ferește. Zic să te copii cu un băia, mă. Îți cai dite-a, lasă-mă să mă înjure, ce? Cu proaspăt de băieți. Eu că mă bag în seamă cu toți. Bun, domnul Snec. A plecat, domnul! Ce-ai spus și bonus? Vorbeam despre altceva, mă gândeam eu la ceva. Suntem la fel de mulți sau? 3, 4, 2, 1, ești tu, nu? Strânge-ți linia primul, că de strânge linia acolo, cred că mă aici. 1, 2, 4, 6, 8, te-ai mai pierdut. 2, 4, 6, 8, spune-ți, domnul bebe. Unde este colega? E în vacanță, are concediu, dar mă refer la Andrei. Nu, n-am șetez. Nu se știe. Vom face micro-ul acolo. Se dă cu scutere așa mă uiți. Să știu că toată lumea suntem aici, da? Da. 10-4. Eu ce căută aici? Vreau să văd acolo. Robi. 10-4. Dacă vă auziți, ridicați mâinile în sus. Bă. Răspundeți pentru colegi, răspundeți pentru noi voastre. Bebe. Așa. Clown. Ok. Alex. Alex the Flash. Ok. Bună seara. Ja. El Pechita. Mar. Ok. How. Bogdi. I like Romanian on winter. Bogdi. I like snow. Ja. Ja, România în minte. O, veni civil aici. Ja. Ziua! Păi deci ți-am avut frumos. Roșu să mă angajez. Imediat, duceți-vă acolo, imediat. Duceți-vă acolo. E peste 6-7 pe acolo. 10-7. Deci exact asta uram eu cel mai mult la asta cu poliția, băiți. Să stăm să pierdem vreme aici. Celălalt 4-9-8-9. Ok, unde e aici? Vesperul. Magnum. Aici? Magnum. Mm. Ok. Maxi. E acolo. Albert. E acolo. Maxi, vedeți mă scăzut să n-ai voie cu mască, dă-ți jos acum. Știu că ați cazat rău. Și Duli. Ok, și S și Dando. Ești. I'm from Australia, but I like Romania in winter. Știu că te-am văzut. Who's the best? You know the...
Joe cu Buzău? Eu continui treaba, de care știe domnul Iisus. Cum îi explici unui străin glumat? 10-1-3 Stai nasul cu ședințele? Da, da. 10-4, cine m-a strigat? Eu, pot să mă duc să mă schimb înapoi în cadet? Vedeți că s-a schimbat răscuța, 10-4, du-te, du-te. Cine nu v-ați auzit numele? Vedeți că s-a schimbat căscuța. Sau uitați-vă publicația albastră, anunțe pără că am schimbat. Vedeți că am buzit telefon. Bă, eu m-am plictisit, sincer. Ia, pe vezi mesajul în continuu. Nu mai... Colegi, am și eu nevoie de un 10-7, se permite? Of course, 10-7. Mulțumesc. Se permite. Gata, băi, 10-7, aud în joc. Bă, am căzut, ești nebun, eu știam că pot să cad acolo. M-a văzut, bă, ăla, bă. Buzatu! Da, ce se uita Buzatu la mine. Gata, băi, cam ăsta a fost live-ul. Băi, din păcate n-am reușit să strângem cele 600 de like-uri. M-aș fi bucurat să avem cele 600 de like-uri, dar poate live-ul următor. Să știți că toată săptămâna sunt episoade blană, episoade amuzante, caterincale alea. Nu mai știu mâine ce episod avem. Dar din ce știu eu, mâine avem un episod destul de blană, o să râdeți că și eu am râs la greu, numai și cadet nu mai sunt. În episoade încă mai sunt, că n-am reușit să postez toate, dar o să vedeți cum am avansat și toate alea. Vă salut și să aveți seară frumoasă. Mulțumesc Ian cu Alin pentru membru, mulțumesc Jeco și mulțumesc și Cici pentru membru, ei sunt cei trei care au... au luat membru sau și-au renui membru în perioada streamului și mulțumesc Ionuț Alin Iancu pentru donație. Sunt aici cu Kenny în spate, vorbim ceva. Episodul de mâine e cu mai avansat? Nu. Nu e episodul de mâine.